metri de teren, da? Actualmente ajunge la vreo 5-600 de mii de dinar, mie de mii, numai teren. Numai teren. 7-800 de mii de euro. Da. E foarte scump în condiția în care nu e apă, adică asta mie mi se pare cea mai mare problemă. Foarte scump. Apa. Da. Atenție, acum dacă vrei să faci casă, vrei să faci vila, vrei să faci... Statul iordanian este obligat să te asigure cu trei lucruri foarte importante. Drum, este obligat. Drum, doi, apa, conductă de apă și curent. Acum, de exemplu, când am apucat să-mi fac casă, primul lucru, de cât am început săpăturile, au venit și au tras conductă de apă, mi-au dat apa, conductă de apă și au adus ceas, mi-au adus ceas provizoriu momentan. Până când termin, în momentul când am terminat, se va pune ceasul fix. Obligatoriu. Și impozitele pe nu plătim. Proprietăți? Nu plătim. Adică? Niciun fel de impozite. La case, la apartamente, la... E cadou de la rege. Nu plătim noi, statul iordanian taxe, da. Nici la mașini, nu avem așa ceva. Nu există taxe pe autoturisme, pe clădiri, pe proprietăți, pe nimic. Ce plătiți? Noi nu plătim taxe. Cei care plătesc taxe sunt numai cei care lucrează în turism. La afacere, adică dacă ai afacere. Eu plătesc, de exemplu, diurna, da? Diurna este 150 de euro la zi, la noi. 100 de euro iau eu, 50 de euro ia statul. Acum, în momentul când faci mie factură, face factură pe 150 de euro la zi. Ca și zi de muncă. De la agenția de turism. 100 iau eu și 50 de euro se duc la stat. Dar pensiile, cum sunt pensiile aici? Și sistemul de pensii foarte bine pus la punct, la noi. În punct de vedere al vârstei, 55 de ani femeile, 60 de ani bărbați. Ia 55 de ani femeile, 60 de ani bărbați. Asta din punct de vedere al vârstei. Dar există domenii în care la un anumit număr de ani de muncă, indiferent de vârstă, mă refer sub 55 sau 60 de ani, se iese la pensie. Adică, poliția, armată, pompieri, jandarmi, ce e cu hari năschibate, spunem noi, da? Militar. Da. La 16 ani de zile se iese la pensie. La 16 ani. Te dă afară forțat. Adică ai avut 20 de ani când ai intrat în armată, la 36 ești pensionar. Am un frate care a fost polițist. La 18 ani a intrat în poliție. La 34 de ani a fost pensionar. Ai dreptul să lucrezi în orice domeniu, la stat sau particular, în afară de poliția, armată, pensie merge mai departe. Aia n-are treabă. Și pensia cât e? 90% din ultimii bani luați în mână cu sporuri, cu tot. Nu, frate-mul, da, frate-mul lua 500 de dinari, acum ia 450. E destul de bine pentru 16 ani de muncă. Da, da. În sistemul de învățământ la 18 ani, și în sistemul de sănătate la 20 de ani. Și în justiție? În justiție, mi se pare că tot la 20 de ani. Dar statul iranian... Te mulțumești mie, da? Statul ăsta iordanian este destul de bogat atunci, dacă suportă, fără impozitele astea pe proprietate, dacă suportă atâtea... Este o țară săracă. Și atunci de unde are bani? Cei mai mulți bani de unde vin? De unde vin bani? V-am spus că țara este turistică prin excelență, da? Și atunci... Cam 45%, 50% din bugetul țării vine pe urmă turism. Asta când e turism. Când este turism, da? Când e turism în putere, cum ar veni. 15-20% din bugetul țării vine în urmă celor două minereuri care le deține țara. Este vorba de fosfat din deșertul iordanian. Mâine o să vedem. Suntem locul 4 lume în producție și export de fosfat. E potasiu de la Marea Moartă. Da? Aceste două. Restul, orice ne lipsește, orice sumă care ne lipsește pentru a completa bugetul, vine din ajutoare. Statele Unite, Uniunea Europeană, dar mai ales țările Golfului. Mă refer, Arabia Saudită, Kuwait, Emiratele și așa mai departe. Dau bani aici. Ne dau bani. Cam 90% din ce ne lipsește ne dau ăștia. Atenție, bugetul Iordaniei este 25 de miliarde de dinari. De jur de 35 de miliarde de dolari. Atât este bugetul iordanian, da? Și suma asta pentru Arabia Saudită? Nimic. Bani de țigări. Bani de buzunar. Pentru șeic. Înțelegeți? Da. Este un nimic. Nu-ți dau ăștia de ochi frumos. Niciodată nu ți-ar da nici cu țara noastră. Dar să fie pace aici, să fie pace. Suntem părăvanul lor cu Israelul. Tampon. 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 Poziția geopolitică țării. Nu-ți dă de ochi frumos. Americanul îi forțează. Dă-i. De exemplu, când a început, atunci a fost un război, tot așa,
în Gaza și s-a făcut un fel de întrunire a musulmanilor, a statelor musulmane în Turcia. A făcut Erdogan lucrul ăsta și a chemat toate țările musulmane acolo. A venit Mohammed bin Salman, conducătorul din Arabia Saudită, prințul moștenitor, da, a venit la rege să-l convingă să nu meargă. Acum, în Iordania, cam 60% din populația țării sunt palestinieni. Sunt palestinieni. Și atunci nu poți să nu mergi. N-ai cum să nu mergi, trebuie să mergi. Și a spus Mohammed bin Salman regelui că dacă te duci, stai banii. Regele nu l-a ascultat, se spune că l-ar fi dat afară cam în șuturi de drumul de aici. A plecat. S-a dus regele. Imediat regele l-a contactat pe era Trump. Și a spus cu Trump că vezi că asta nu mai da bani. Și un telefon, domnule. A anunțat la noi în țară că regele va părăsi Iordania, va părăsi țara mergând în Arabia Saudită în vizită de lucru. Da? În Arabia Saudită. Normal trebuia să ne dea 9 miliarde de dolari. Atât trebuia să le dea Arabia Saudită atunci. Și atunci a zis că a venit regele cu 12 miliarde. Uite cum sunt rezervoarele pe clădire de plastic. La fiecare apartament are câte un rezervor. Două rezervoare. Unul de apă caldă, unul de apă rece. Donald Trump s-a dus în Arabia Saudită în 2018, într-adevăr. Prima vizită a lui. Așa. În afară Statelor Unite, da. Și el a fost primit cu foarte mare fast acolo. A făcut spectacol cu săbii, cu cai. Știți cu cât a plecat de acolo? 400 de miliarde de dolari. Dar le-a dat arme, adecvat. Da. Nu le-a dat arme. Păi ce le-a zis? A spus Trump direct, domnul. Le-a spus, am vorbit cu regele din Arabia Saudită. E băia bun, regele, băia bun. Are bani. I-a spus, rege, noi te apărăm, plătește. Și a plătit 400 de miliarde. Eu mă bucur. Dar ce a făcut cu banii aia 400 de miliarde, Adel? Nu, a fost un contract de armament. Armament. Arabia Saudită a vrut avioane de ultimă generație, a vrut rachete de ultimă generație, a vrut tancuri, muniție și o parte au primit, dar nu au primit F-35 ăsta, care e ultimul tip de avion. Trebuie să-l dă Israelul, nu are cum să-l dă și... Da, prima oară primește Israelul. Israelul este o unitate militară americană. Exact. Buricul americanilor aici. Ok. Să vorbim despre această țară, vreți? Noi somn? Nu, no, nu. No. Sigur? No. Okay. Bine. Denumirea. Toată lumea știe Iordania sub numele de doar Iordania, nu? Mai toată lumea, da? Denumirea întreagă acestei țări este Regatul Hașimit al Iordaniei. Trei cuvinte. Regatul Hașimit al Iordaniei. Fiecare cuvânt are explicații. Regat. Fiindcă la noi e monarhie, după cum știți și dumneavoastră, cel care conduce țara actualmente este magistrata sa regele Abdallah al II-lea. De ce s-a numit regele Abdallah al II-lea? Pentru că cel care a înființat ceea ce este numit actualmente regatul Hașimit al Iordaniei este regele Abdallah I sau regele Abdallah fundatorul în 1946. Până în 1946 Iordania era Imara, cum sunt Imaratele Arabe Unite și Abdallah I era prințul. Abdallah I sau emirul Abdallah I. În 1946 a proclamat Iordania că regatul Hașimit al Iordaniei, asta a fost numit regele Abdallah fundator sau regele Abdallah I. Actualul rege, regele Abdallah al II-lea, din cauza acela îl chema regele Abdallah I. Este băiatul recunoscutului regele Hussein, care a domnit timp de 47 de ani, de 1952 până în 1999, atunci când a murit bunul Dumnezeu să-l ierte. Și acum când ne aducem aminte de acel om, plânge sufletul nostru. La cât de bun a fost cu această populație. El a făcut siguranță în care ne bucuram. Atenție! În 2019-2020, Iordania a fost declarată, deci am trecut, a fost declarată numărul 9 în lume din punct de vedere al siguranței. Când ne gândim ce este în jurul nostru, este o adevărată performanță să fii numărul 9 mondial din punct de vedere al siguranței, este o adevărată performanță. Acest lucru este datorită înainte de toate bunului Dumnezeu, dar și a politicii foarte bine puse la punct a regelui, care le-a zis teroriștilor să le spun, aceasta e granița mea, pe mine mă interesează. Da. Ce se întâmplă la voi nu mă interesează, nu e din cauza mea.
ce se întâmplă în țările arabe nu mă interesează, nu este din cauza mea. Așa că la mine să fie pace și liniște, foarte aproape de lume. A murit, Dumnezeu să-l ierte, de bolnav de cancer în 1999. Normal, actualul rege nu trebuia să fie el ca și conducător de țară, ca moștenitor de tron. Cel care era numit ca moștenitor de tron era fratele lui Hussein, care îl chema prințul Hassan. Era prea bătrân. Nu. Regele Hussein știa că Hassan nu prea îi suportă pe palestinieni refugiați din 1948-1967. Nu prea are la suflet. I-a fost frică de război etnic în țară, că Hassan 100% va lovi în palestinieni. Și atunci se va crea război etnic palestinian-iordanian. Aici palestinianul niciodată nu-i spunem că este refugiat. Palestinianul face parte integrantă din populația țării. CNP-uri au toate condițiile, sunt în toate posturile posibile. De ce nu putea să fie Abdallah, cel mai mare copil al lui, cel mai mare băiat al lui? Pentru că Constituția țării spunea că cel care trebuie să conducă țara trebuie să fie de pur sânge arab. Abdallah nu putea, deoarece mama lui Abdallah este prințesa Mona, care n-a dobândit niciodată statutul de regină și este englezoaică. E din Marea Britanie. Și atunci n-avea dreptul Abdallah. Regele Hussein era întâlnat în Statele Unite, a revenit în Iordania și a schimbat Constituția. Are acest drept în ceea ce privește familia regală. Doamne! A venit și a scos această frază că trebuie să fie de pur sânge arab. A scos și a zis că poate fi ce nu o fi. L-a dat pe Hassan jos de pe tron, cum ar veni, și l-a numit pe Abdallah. După 3 zile a murit regele Hussein. Și a preluat Abdallah conducerea țării. Numindu-l pe Abdallah a jucat o carte fantastică. Astul de mânecă, cum spunem noi. De ce? Actuala frumoasă noastră regina, ați văzut-o? Regina Rania? E palestiniană. E palestiniancă. Și atunci palestinienii au în curte regală, cineva din partea lor regina, sunt de partea curții regale. Și din partea engleză, pentru că mama lui este engleză, maică, și atunci are relație. El este colonel al armatei britanice, actualul fost. Rege. Fost. După aceea a preluat forțele speciale din țară și apoi a revenit în Iordanie, cum ar veni. Și apoi a devenit rege. Da. Și atunci, deci, practic, englezii sunt unchii lui. În acest motiv, el are relații foarte puternice cu Marea Britanie, cu Statele Unite, cu țările puternice de lume, are relații foarte bune. Uniunea Europeană. Cu Uniunea Europeană, pentru că el a făcut întotdeauna pace, armonie. La mine să nu fie probleme, să nu fie probleme. Și atunci, numindu-l pe Abdallah, a jucat această carte și atunci numele este alături de curtea regală. De asta e numită regat. Au 4 copii, 2 băieți, 2 fete. Cel mai mare copil al lor se numește Hussein și este actualmente el este moștenitor de tron. În caz de ferească bunul Dumnezeu să se întâmple ceva cu actualul rege, el va deveni practic regele țării. Da? Deci, asta e regat. Hashimit, referitor la primul bunic al familiei regale, care normal numele lui este Amr ibn Abdu Munaf. Repetați-l. Amr ibn Abdu Munaf, da? Așa-l cheamă, așa-l cheamă, dar avea porecla de Hashem. Atenție, orice nume, limba arabă are o însemnare. De exemplu, Adel, cum mă cheamă pe mine, înseamnă justițiarul, făcătorul de dreptate. Dar ai văzut că noi suntem băieți buni, facem prostii, asta n-am treabă. Deci justițiarul înseamnă. Hashem, în limba arabă, înseamnă împărțitorul de carne, dăruitorul de carne, nu măcelar. Un om care avea animale, care împarte carne pentru ceilalți. Da. Da. Avea animale, era un super bogat și atunci avea animale. Carnea întotdeauna a fost un animal, să spunem noi, a fost un aliment foarte căutat și scump. Motiv pentru care el tăia animalele și împărta carne gratis la oameni. Orice dăruitor de carne se dădea porecla de Hashem. El a trăit acum aproximativ 1450 de ani în Arabia Saudită și este stră bunicul profetului Muhammad alayhissalatu wassalam. Ați înțeles? Bun. De asta e numită Hashemit. De la Hashem. Ok. Acum al Iordaniei. În limba arabă, în limba română spunem Iordan, în engleză Jordan. Revenim la denumirea originală de limba arabă. Noi în limba arabă îi spunem Jordan. Jordan? Jordan. Cu H. H. Ha, Jordan. Da, Jordan. Jordan. Francezii nu spun merci, spun merci. Da, merci. Din gât, da. Și atunci, cuvântul Jordan e împărțit în două cuvinte. Jordan. Cuvântul Hor în limba arabă înseamnă groapă. Cea mai adâncă zona lumii. Zona de la Marea Moartă la noi, toată se numește Hor. Iar Dan este unul din cei 12 septi ai lui Iacob. Din copilul Iacob, ați auzit de ei, nu? Da. Cei 12, Beniamin, Joseph și așa mai departe, Gelad. Și atunci, unul dintre ei chema Dan.
Iacob, înainte să moară, a împărțit averea lui la cei 12 septi. Zona aceasta de la Marea Moartă încoace i-a revenit lui Dan. De asta a fost numită Hor Dan sau Grapa lui Dan. Ați înțeles? O să ajungeți în zona Mării Moarte și acolo, practic, aceea zonă toată se numește Hor. Da? Suprafața țării este de 96.000 de kilometri pătrați. Este mai mult în lungime decât lățime. Adică nord-sud este de 580 de kilometri. Est-vest maximă de 200 de kilometri. Se îngustează foarte mult în partea de sud, unde vom ajunge și noi. La Acaba, acolo ajunge maxim de 25 de kilometri. Ne învecinăm, hai să vedem în ce poziție geopolitică se află Iordania, din punct de vedere al siguranței, mă refer, da? În partea de nord, Siria. Știm cu toții ce probleme sunt în Siria. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să revină Siria ce a fost odată. Din păcate este pusă pe butuci, nici într-o 100 de ani încoace, de acum încolo, nu va reveni Siria ce a fost acum 12 ani. Din 2012 încoace, unde a fost pusă pe butuci această țară. Din 35 de milioane de sirieni, trăiesc în Siria doar 11 milioane. Restul ori au murit, ori sunt refugiați împrăștiați în toată lumea. O țară bogată, o țară cu istorie fantastică, din păcate este pusă pe butuci. Din păcate. Deci în partea de nord, Siria. Problemele în Siria de siguranță sunt fantastice. Dacă ai ieșit în stradă, nu se știe dacă te mai întorci în Siria. Benzi, nenorociri, criminali, terapeute, cer recompense. Fantastic ce este în Siria. Deci în partea de nord, Siria. În partea de est, Irak. Știm cu toții ce este și în Irak actualmente, situația iarăși de siguranță este precară, rău de tot în Irak. Și puțin din Arabia Saudită, să știți că sunt probleme inclusiv în Arabia Saudită, mai ales după ce a început să atace Yemenul. Și în acest motiv sunt probleme și care mereu sunt mușamalizate, problemele din Arabia Saudită. În partea de sud avem din nou puțin din Arabia Saudită și Marea Roșie, peste Marea Roșie avem Sinaiul. Se vede Sinaiul, când ajungem la Acaba, veți vedea practic orașul Taba, din Sinai, din Egipt, o să-l vedem și noi. Iar în partea de vest avem numai și numai cu statul israelian. Acum știm cu toții ce probleme sunt și în Israel și în Palestina. Din păcate, și aceste războaie care nu se termină, din păcate, unde se moare nevinovat. Numai oameni nevinovați, iar conducătorii stau în palate. Cu statul israelian am încheiat noi un pact de pace în 1994. S-a gândit regele Hussein, Dumnezeu să-l ierte, ce rost să am eu să am probleme cu oamenii care au cea mai mare graniță, 580 de kilometri. Motiv pentru care a încheiat un pact de pace în 94, în urma căruia am avut de profitat din 3 puncte de vedere. 1. S-a terminat cu războaiele, cu frică, cu sânge, cu atacuri, cu sânge. S-a terminat. S-a rulat și armata obligatorie în țară, nu mai există așa ceva. S-a făcut liniște și pace. 2. Turism, care pentru Iordania este vital. V-am spus că 45-50% din bugetul țării vine pe urma turismului. Înainte, cei care veneau în Israel nu puteau să vină în Iordania. Nici cei care veneau în Iordania nu puteau să treacă în Israel. Actualmente s-au deschis 3 granițe terestre. Una în nord, una în centrul țării și una în sud. Se poate zbura între Tel Aviv, Aman, Ilat, Aman și așa mai departe. Se face acum un tren care va veni de la Haifa la Aman, unde va transporta și călători, dar și mărfuri. S-a făcut această circulație, iar turiștii vin cu bani. Și atunci ajută bugetul țării. Deci doi, este vorba de turism, trei, este vorba de apa. V-am spus, dacă mai țineți minte, când am fost pe Citadela, că noi 100 de milioane de metri cub de apa primim din partea israeliană anual în urma acelui pact de pace care l-am avut. Lacul Tiberias. De la Lacul Tiberias primim anual 100 de milioane de metri cub de apă. Anul trecut și acum 2 ani de zile am primit câte 200 de milioane de metri cub de apă, deoarece am avut foarte puține precipitații, 100 de milioane în urmă în înțelegerii și 100 de milioane contracost, cum ar veni, am primit din partea israeliană. Deci acele trei lucruri care am avut de profitat în urma pactului de pace cu Israel. Populația Iordaniei... S-a pierdut o bucată de teren de lângă Iordan, care era al Iordaniei. Da. S-a recuperat. A fost recuperat. Deci a fost luată pe 20 de ani și acum a fost recuperat. Eu știu că fâșie. Fâșia. Pe partea cealaltă a Iordanului, da, am preluat, care a rămas, da, a rămas pentru 20 de ani a israelienilor. După 20 de ani au cerut prelungirea, deci să rămână în custodia lor și n-a acceptat trecere și atunci a revenit pe partea Iordaniei. Acum, înainte nu puteam să o vizităm noi, acum se poate să mergem noi pe Iordania acolo. Și a fost un fel de teren Israel. Okay. Dacă noi am fost acolo, ne-am împăiat. Da. Acum la Ierdenit, în zona de sus, unde intră Iordanul, cum ar veni, zona de nord a Israelului, nu? Da. Nu, chilocul botezului este aproape, l-avem noi în program. O să-l vedeți și pe partea cealaltă, cel din Israel. Ok.
populația Iordaniei 11 milioane jumate de oameni. 11 milioane jumate de iordanieni și palestinieni. Deci asta niciodată nu spun, v-am spus despre palestinieni că se refugiază și se fac parte integrată din populația țării. În schimb, trăiesc în Iordania actualmente peste 17 milioane de oameni. Avem cam 5 milioane jumate de refugiați, refugiați din lumea arabă. După ce a început războiul în Gaza, s-au refugiat la... Nu. Dinainte de mult. Da. Când a început război, n-a acceptat Iordania sub nicio formă. Deci, în momentul când a anunțat Israelul că va expulza palestinieni în Iordania, a spus direct, asta este declarație de război. Dacă expulsați palestinieni la noi. Așa că se consideră declarație de război motiv pentru care n-au fost trimiși. Nu, noi ne referim. Avem 2 milioane jumate de sirieni, 1 milioane jumate de irakieni, libieni, tunisieni, yemeniți. Unde s-au întâmplat probleme? În țările arabe toată lumea s-a refugiat pe acest pedec de pământ. De obicei, acești oameni vin fraudulos, n-au acte, n-au nimic. Primiți în granițe de granicieri. Care e bolnav la spital, care e rănit la fel, la un moment dat le se face un fel de întâlnire. Loturi mari, 3-4 mii de oameni. Intră într-o sală mare unde se pune un mesaj de partea regiului, care iese cu zâmbetul pe buze și le spune, bine ați venit la voi acasă, aici că la voi acasă, aveți totul gratuit, cazare gratuit, apă gratuit, mâncare gratuit, învățământ gratuit, sănătate gratuit, totul gratuit. Apoi se încruntează și încep pur și simplu să iasă scântei din ochii lui. Stați cuminți! V-am primit la mine acasă, nu să-mi dați în cap. Cea mai mică greșeală, te arunc peste graniță la moarte sigur. Stai cuminți! De obicei vin oameni bătrâni, oameni bolnavi, oameni femei, vin copii și atunci acești oameni nu, dar totuși noi trebuie să fim cu ochii în pat. Securitatea în Iordania este fantastică. Aici avem spiritul civic. Toți pentru această țară. Toți. Săraca așa cum e și țara noastră. Cel puțin nu ne se spune refugiați. Suntem la noi acasă. Așa cum e săraca, nu contează. Dar cel puțin nu ne se spune refugiați, suntem la noi acasă. Iubim acest pământ așa cum e, dăruim sufletul pe tava de aur pentru această țară, pentru că merită. Merită această țară încât să dăruim sufletul pentru ea, ok? Deci asta e din punct de vedere al, să spunem noi, al populației Iordaniei. Munții din față se numesc Munții Gelad. Gelad este un alt sept de ai lui Iacob, da? În acest motiv se numesc acești munți în acest fel. Singura zonă pădurită din Iordania, adică foarte, foarte puțină pădure în țară. Ce vedem noi aici e cam singura zonă împădurită din țară. V-am spus, înainte cam 40% din suprafața țării ar fi fost împădurit. Actualmente maxim 1% este împădurit. Ce a mai rămas în această zonă? Vom vedea foarte mulți măslini. Zona Gerașului, zona Ajdon și Geraș, această zonă de nord a țării, este renumită din punct de vedere al măslinului. Țara în totalitate este renumită. Sunt în țara cam vreo 50 de milioane de măslini, cam 5 măslini de persoană sunt în această țară. Se face un ulei de o calitate superioară. De ce? Noi nu irigăm, interzis aducerea chimicarelor, interzis. În portul sau doar folosirea chimicarilor la noi la plate. Foarte interzis acest lucru. În acest motiv se fac super naturale. De asta și uleiul iese super gustos. Neerigând, măslinul e un pom care își aruncă rădăcinile de obicei în adâncime. De acolo extrage minerale, dar și apa. În acest motiv ies măslinile super gustoase, ca și măsline, dar și ulei de măsline de o calitate superioară. Perioada când sunt culese măsline sunt cam noiembrie, decembrie și începutul lui ianuarie. Atunci, în aceea perioadă, practic, noi cumpărăm ulei. Noi nu luăm de la magazin. Se găsește și la magazin. Destul de scump în magazin față de perioada de stors. Noi venim și cumpărăm direct de la prese. O să vă arăt mai multe prese în această zonă unde mergem și cumpărăm direct ulei de la presa de ulei. Anul trecut, de exemplu, a fost cam $120, canistră de 18 litri. Dar un adevărat unt, nu ca ulei. Un adevărat unt, ulei de măsline din această zonă. Eu am un prieten de la care iau ulei de măsline din această zonă. De obicei, anual cumpăr 5 canistre. Una o dau lui mama, una o împart de sufletul lui tată, bunul Dumnezeu să-l ierte, și al fratei meu, și iarăși 3 acasă. Noi nu gătim în ulei de ăsta de floarea soarelui sau de porumb, nu. Gătim numai în ulei de măsline. Sigur, odată punându-l pe foc, el își pierde de proprietate, dar rămâne gustul. În mâncare rămâne gustul foarte bun. Asta în acest motiv cumpăr de obicei în această perioadă, în noiembrie, decembrie, mai merg și îmi iau câte 5 canistre de ulei de măsline. Cât e prețul, Adel? Am zis, $120 litru. În 1 litru, canistre de 18 litri.
Ok. Canistre de 18. 18 litri, 120 de dolari. Da, a fost 120. Acum 2 ani de zile sunt fost mai ieftin. A fost 100 de dolari. Da. Da, dar anul trecut a fost 120 de dolari. Anul ăsta depinde de ploi. Dacă au venit ploi. Deci în jur de 7 dolari pe litru. Cam așa. Da. Da, dar ulei. Ulei de calitate. Da, este foarte ușor să controlezi ulei de măsline, știți? Modalitățile. Sunt două modalități, foarte simple. Una se spune mai cum pentru cunoscător, să zicem, da. Noi mergem la presa. Te duci la robinet acolo când curge uleiul, pui degetul. Da, iei puțin așa pe deget și pui în gură. Momentul când ai pus în gură este puțin amărui, puțin amărui, dispare amărarea. Și când ai înghițit în țapă în gât, zici că este iute. Foarte scurt în țapă și dispare și această țepătură. Să zicem, asta e pentru cunoscători. Cea mai simplă. Într-un pahar de sticlă transparent, pui ulei de măsline. Păi fiecare toți avem lanternă la telefon, da? Pune lumină pe ulei de măsline. Lumina nu trece prin ulei de măsline. Dacă pui mâna, nu trece lumina. Prin uleiul de măsline virgin, extra virgin, nu trece. În momentul când ai pus lumina, niciodată nu trece niciodată. Pune ulei normal sau pune, măsluiește-l cu apa, imediat trece lumina. Atât este de condensat încât nu trece lumina. Asta e cea mai simplă. Ce tare, nu știam asta, de a verifica. Foarte interesant, foarte bună informație. Da. De asta, de exemplu, te mai poate înșela în caz, de exemplu, a pus ardei iute, a pus și atunci înțapă. Dar cea mai bună modalitate noi, că de acasă plecăm cu un pahar și atunci mă duc la robinet, pun în el și pun lumină pe el. Și atunci imediat, mulțumesc, sau, da, de la tine iau. De obicei da. Ceva, de obicei da. Nu, de obicei nu primește certificat să fie pus în dacă nu are certificat de garanție. Nu se pune. Unde te înșală? Dacă cumperi direct de la ei. Dar fiind în comerț, ala obligatoriu este verificat de stat. Și alte produse agricole care mai sunt aici în Iordania, care sunt fructe? Fructe sezoniere, dar și fructe permanente. Fructe permanente le avem portocale și banane. Acum o să vedeți, o să vă arăt eu o fermă de portocale. Da? Și atunci se fac portocale cantități foarte mari, dar și banane. Banane se fac în zona Mării Moarte. O să le vedem și pe alea. Ferme de bananier în zona Mării Moarte. Și alea sunt irigate? Sau nu? Da, alea sunt irigate. Alea sunt irigate. Ce mai producem noi? Legume. Nu știu dacă ați văzut că se vând pe marginea drumului. Da, da, am văzut, tot da. Este autohton. Absolut tot este autohton. Se fac cantități super industriale de legume în zona Mării Moarte. De ce? Terenul este imbibat în minerale de acolo, se retras Marea Moartă. 2. Statul iordanean a făcut cele 14 lacuri de acumulare, care apa este dată gratuit agricultorilor de acolo. 3. Este vorba de căldură care nu scade niciodată la Marea Moartă sub 26 de grade. Și atunci au cele 3 motive pentru a face o să spunem noi, legume în cantități, aprovizionăm toate țările Golfului, din Iordania cu legume. O să vedem acest lucru. Acum trecem peste o apă, se numește actualmente râul Zarca. Acesta este râul Zarca, actuală denumire a lui, dar acest râu a apărut pomenire despre el în testamentul vechi sub denumire de Iabuc. Este zona aici unde se spune că s-a bătut Iacob cu Satana. În această zonă este loc de pelerinaj pentru evrei. Vin evrei să se roage în această zonă unde se spune că a ajuns Iacob și aici s-a bătut cu Satana. Râul Iabuc actualmente se numește și râul Zarca. Iarna e frig aici? Iarna. Da. E frig. Frigul la noi, știți cum e? Vânt. Vânt uscat. Pătrund de noapte. Și cât de frig e? Câte grade? La noi, dacă spui, de exemplu, 10 grade cu plus sau 7 grade cu plus, este extrem de frig. De exemplu, eu am suportat minus 25 de grade la Iași. Aici nu suport. Am suportat. Și lumea circulă. Aici, dacă ajungi la 5-6 grade se închide școlile, nu circulă nimeni, dacă ninge, puțin, uitați să face zăpadă, nu circulă nimeni. În schimb, frigul este înapraznic, trebuie neapărat căldura făcută în casă. Majoritatea oamenilor fac sobe. Sunt sobe făcute de metal, cum ar veni, cumpărate din comerț, la care se montează butelii. Butelie depinde cum o prinzi, are 3-4 flăcări. Depinde, dacă ai prins mai multe flăcări, te ține mai puțin. Dacă ai prins mai puține flăcări, te ține mai mult timp. Și atunci, de exemplu, eu am avut în casă 3 sobe. Actualmente am terminat cu sobele, că sunt periculoase. Ar putea să se spargă un furtun, să răsufle una altă și atunci e periculoasă. Un timp pentru care mi-am mutat în casă 3 aparate de aer condiționat. Dar mă rup pe la curent. E scump curentul, Adel? Da,
plătesc eu lunar cam 150 de dolari. Mult. Și cum se face curentul aici prin ce? Cam 45% din curentul țării producem curat. Panouri voltaice sau eoliene. Mâine vom vedea eoliene când ajungem la Petra, da? Se place prin eoliene sau eventual prin 45%. Spun autoritățile cam în anii 2025, sfârșitul al 2020, cam 85% va fi produs natural, curent. Și restul? Restul gaz. Importăm înainte gaz din Egipt, a fost bombardată conductă de criminalii de la ISIS. Apoi am început să importăm din Qatar, gazul din Qatar este foarte scump. Actualmente primim din Israel. Primim din Israel cam la 25% față de prețul gazului din Qatar. A, e mult mai bine. Da. În România e simplu, deschizi geamul la mașină, zice că e curent, trage curent, sau deschizi geamul la așa și ai curent, deja gata. Mulți și-au montat panouri. De exemplu, eu am vrut să montez pe bloc unde stau acum. Eu am un apartament acolo al meu și am vrut să... Montez panouri solare. Da, dar trebuie să iei acceptul de la toți locatarii. Și m-am dus la cel de sub mine, n-a zis nicio problemă, cel de lângă el nicio problemă, cel de lângă mine nicio problemă. Când am ajuns, cel deasupra mea a zis că s-ar putea să pună și el. Și atunci dacă unul nu e de acord, nu se poate pune. Și atunci n-am mai continuat. Păi și dacă pune și el, nu are loc de tine sau ce? Nu, dacă e să pună el, nu mai e loc după aceea. Păi și atunci când vrea să pune el, tu nu mai ești de acord și nu mai pune nici el. Da. Și nu mai pune nimeni, da. S-a blocat... Da. Acum la casa mea, aici n-am niciun fel de... E casa proprietatea mea, nu cere aprobare de la nimeni. Costă vreo 7.000 de dolari, printre care 2.000 îi suportă statul Iordania. Da, dar vreo 5 ani ți-ai amortizat investiția și nu mai plătești curent deloc. Da. Asta e avantajul. Da, sunt reclame, spun așa, lasă soarele să-ți plătească factor. Da. Da. Costă 7.000 de dolari, 2.000 plătește statul. 5.000 plătim noi. Da, și la noi se dă ceva bani pentru cei care spun. Știți că ne povestești cum ai ajuns în România și care e legătura ta cu România? La masă, acum. Da, la masă, mai acolo, lasă. Mai e timp. Avem, destul timp. Ok. Acum ajungem noi în Giarș. O să vedeți. Domnul Crai, când strada, când vom vizita Giarșul, dar și despre valea din dreapta. Dumneavoastră o să povestesc când vom vizita Giarșul. Mai bine vă spun acum. Această stradă pe care se numește, era singura legătură a nordului Iordaniei cu Amanul. De asta se numea strada Amanului. Această stradă a făcut în așa fel încât Giarșul să nu devină un obiectiv UNESCO. Din cauza că această stradă taie orașul atic în două, partea de vest, partea de est. Multe obiective sunt în partea de est a străzii. Și spun cercetătorii, nu se poate să intrăm în UNESCO dacă nu sunt, totul este încorporat în interiorul gardului care înconjoară, să spunem, orașul Gherasa. În acest motiv, această stradă este păcătoasă, să spunem noi, a făcut în așa fel încât să nu intrăm în UNESCO, cu toate că, mă refer la Giarș, cu toate că merită pe deplin. Iar valea din dreapta, acolo, era râu. Râul Gherasa, iar apa face în așa fel încât atrage lumea să stea. Și atunci prezența acelui râu a făcut în așa fel încât a fost construit și acest oraș. Când voi povesti despre istoria Giarșului, o să vă spun ce și cum este și cu această apă și de ce ar fi fost făcută această localitate. Ce multe pepiniere de astea, flori, copaci. Da, în această zonă, dacă vine din toată țara, vine lumea și își cumpără de aici flori. Acum, de exemplu, să încep să iau eu de aici, pentru că în momentul când mă mut la nouă casă, mai am eu vreo 250 de metri care au rămas ca teren, să-mi fac și eu o grădină. Da. Aha. De la zero. Ok. Acest castel a fost construit de către Zedin Usama, care este nepotul lui Saladin, în anii 1184. Acest castel a fost construit de mai multe motive. În primul rând, poziția pe care este pus pe vârful unui munte, care apăra căile de caravane, fie de mărfuri, fie de pelerini care au fost atacate de către cruciați. 2. Să apere zona, în această zonă sunt foarte multe mine de fier. Să apere minele de fier din această zonă, plus că de aici are o, să spunem noi, o vedere spre Pământul Sfânt. E vorba de Țara Sfântă, este vorba de Palestina. Acum, de exemplu, de pe munte, de pe acel castel, vom vedea chiar și Palestina. Dacă nu-i ceață, vom vedea Libanul, vom vedea și Siria. Deci se vor vedea și aceste țări. În acest motiv, deci poziția pentru a controla căile de caravane, să nu fie atacate de către cruciați. 2. Să fie apărate și, să spunem noi, minele de fier din această zonă.
Castelul este pur militar. Este pur militar. Când l-au construit, deci l-au făcut cum l-au făcut, în jurul lui au săpat un șanț lățime de 16 metri, adâncime de 12 metri, era mereu plin cu apa, cu un pod rabatabil la intrare. În momentul când era atacat castelul, era ridicat acel pod, este imposibil să poți ataca pur și simplu acest castel. O să vedem și șanțul, o să vedem și podul rabatabil. Uitați-vă, castelul, partea stângă. Iar ăsta e un mic rusesc. Da, okay. Deci încolo este castelul lui Saladin sau castelul din Ajlon sau castelul Rabat, cum este denumit. Patru turnuri, în fiecare colț câte un turn. Unul din turnuri se numea turnul înflăcărat. De ce? Momentul când, atenție, acest castel, mai sunt încă două castele în Iordania, castelul din Karak, din orașul meu natal, și mai este castelul din Shobak. Cele trei castele sunt pe aceeași linie. Când era atacat unul din aceste castele, în acel turn ardeau un foc mare, se făcea un fum înalt, îi vedeau și cei din Karak și din Shobak. Și atunci le săreau în ajutor. Orice castel era atacat, ardea acest foc. O să-l vedem și noi și acel turn, să spunem noi, turnul înflăcărat. A avut mult de suferit din cauza cutremurilor care au lovit în această zonă, dar a fost refăcut, este destul de bine, poate fi vizitat și acest castel aproape în totalitate. Momentul când au început să construiască acest castel, au fost găsite ruinele unei foste mănăstiri bizantine. Motiv pentru care să se păstreze acest loc, sfințenia locului, că și fosta mănăstire, atenție, din partea islamului, să se păstreze totuși sfințenia locului, și plus în armata lui Saladin au luptat creștini de ai noștri care au locuit în această zonă, pentru că și-au dat seama că cruciații nu au venit, domne, ca să-și apere fraților creștini care erau aici persecutați, niciodată. S-a venit pe jigmanală, s-a venit pe furță, pentru că era o corupție și o sărăcie fantastică în Europa. Motiv pentru care conducătorii, sau, mă rog, din Europa au trimis, asta se numesc și războaiele săracilor. Au venit, domne, ca frații voștri acolo sunt persecutați, și atunci au venit aici pur și simplu pe furt. Această zonă era zonă super bogată și atunci au venit pe așa ceva. Dându-și seama frații noștri creștini din această zonă că acești oameni n-au venit să-i apere, au venit numai pe furt, motiv pentru care au luptat în armata lui Saladin. Creștinii au luptat împotriva cruciaților. Fiind creștini, trebuie neapărat să aibă loc unde să se roage. Le-a construit o biserică în mijlocul castelului. O să vedem biserica din mijlocul castelului, care era făcută pentru creștinii care luptau în armata lui Saladin. Castelul nu este înfrumusețat cu cine știe ce chestii, fiindcă este pur militar. Și este făcut în curbe, o să vedeți, mergem așa. Adică, dacă ești în interior, este imposibil să știi ce te așteaptă de pe colț. Din acest motiv, este pur și simplu pur militar castelul din Ajlon sau castelul lui Saladin sau castelul Rabat. Rabat înseamnă așezat, având în vedere că vine așezat pe vârful unui munte. De asta a fost numit și castelul Rabat. Frații noștri creștini care locuiesc în această zonă, care v-am spus, în Iordania n-a existat niciodată să spui acela e creștin, acela e musulman. Nu s-a făcut discriminare. Ferească Dumnezeu, niciodată așa ceva. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru felul în care trăim cu frații noștri creștini în această zonă a lumii. Aici e mare rușine să spui că ala e creștin și ala e musulman. Este imposibil să vezi un creștin acum, în perioada postului Ramadan, mâncând, bând sau fumând pe stradă. Imposibil. De respect, ei nu sunt obligați să țină post. Și atunci este imposibil să-i vezi mâncând, bând sau eventual fumând pe stradă în timpul postului Ramadan. Dar temple mozaice sunt? Sigur. Asta, evreiești? Da. Nu. Evreiești nu sunt. Nu. Deci nu avem evrei. De ce? Pentru că Israelul este aproape. Și atunci, oameni, chiar dacă am făcut noi o pace cu ei, rămâne. Și atunci de ce să fie suferit? Să mai treacă generații. Generații întregi trebuie să treacă. Și plus faptul că ei nu se opresc. Ei nu se opresc. Momentul când bombardezi, domne, un oraș întreg sau, să spun, toată Gaza este la... Până acum, aproximativ 33.000 de oameni au murit. 33.000 de oameni, de palestinieni, femei și copii. Majoritatea lor sunt femei și copii. Peste 17.000 de copii care au murit. Cum e posibil să te înghit vreodată? Cum e posibil să te poți înghiți vreodată? Ce fel de creștini trăiesc? Majoritar ortodoxi.
ortodoxi. Cam 90%. Avem de toate. Avem și catolici, avem și protestanți. Și copți. Și copți. Da, copții de obicei sunt egipteni. Da, da. În Iordania sunt foarte mulți egipteni, cam vreo 700-800 de mii de egipteni în Iordania. Și sunt mulți dintre ei creștini copți egipteni. Icopt, ați înțeles? De acolo vine denumirea Egiptului. Da. Noi în limba arabă spunem Masr. Masr de ce? Masr vine de la cuvântul Masari. Masari în limba arabă înseamnă bani. Erau primii care au avut bani bătuți. Ați înțeles? Monedă bătută. Și ei cum își zic? Egiptenii cum își zic ei? Ei Masri. Masri vine de la Masari. Aha, de la moneda. Da, de la moneda. Copții au fost ortodoxi la origine, dar la origine, da. Au rămas... Mi-am oprit aici la o tarabă de fructe. Ce s-a sedea? Migdale verzi? Migdale verzi. Bune? Mănâncă cu sare. Opa. Cu sare? Uite așa. Pune sare. Acesta este zahăr, o plantă din munții iordanieni, care se lasă să se usuce și apoi se amestecă cu sare, sumac și semințe de susan. Foarte bun pentru ținere de minte și că și curăță stomacul. Foarte se mănâncă așa? Bun. Se mănâncă, de obicei, cum se mănâncă? Nu? Într-un castron pui puțin ulei, sumac. De preferat ulei de măslin, întingi în ori. Eu vreau sumac să iau. Da. Are sumac? Andy, are sumac, are aici da. Sumac. Da. Da. Uite, asta e sumac. Asta e sumac. Asta cum se numește? Zatra. Da, zatra. Vai ce bine este. Da. Înțelegeți? Au de toate, băieții, la întoarcere. La întoarcere. Ok, deci oameni buni, intrăm pe acolo, lăsăm bagajele, le punem pe bandă și preluăm de partea cealaltă și unde e băncuță, de acolo, acolo ne oprim cu toți. Ok. E bine, eu cu biletele. Hai, treci pe acolo să tai, că vreau să ne inspecteze. Gata, am început. Atenție! Sistemul de apă iarăși este extraordinar de bine pus la punct în acest caset, că trebuie să țină de apă, apă de băut. Au făcut rezervoare, o să vedem multe rezervoare în interior. Cel mai mare este în exterior, o să-l vedem noi în vale acolo. Canale făcute, tot așa supraprind, vine apa și se umple rezervoarele și ultimul, o să vedem până ultimul unde e și ultimul, dar și celelalte din interiorul castelului. Gata, hai pe! Și ăsta cu apă, cu ce l-umpleau dacă era plin cu apă? Apă. Pe vremea aia era apă. Cu apă era apă. De unde apă? Din ploi, din săpesc. Așa, da. Când erau păduri, multe aici. Ok. Deci acesta este șanțul care este de jur împrejurul acestui castel, lățime de 16 metri și adâncime de 12 metri. Mereu era plin cu apa. Acolo, uitați-vă unde se vede un fel de capac acolo de metal, vedeți? Da. Acolo este cel mai mare rezervor. Intră în el vreo 1000 de metri cub de apă. Wow. Deci 1000 de metri cub de apă intră în ultimul rezervor care vedem. Vom vedea altele mai sus, da? Podul abatabil, bine, asta era făcut, era alt pod abatabil. În momentul când era atacat castele, ridicau acest pod, n-ai cum să intri în el. În gaura aia care se vede acolo, stătea cineva cu o, să spun, găleată cu ulei fierbinte, dacă totuși cineva încerca să ajungă în fața. Sau castel. Zmoală. Sau zmoală și arunca pe ei. Intră. Zmoală nu prea avea o timp. O să mergem până în vârful castelului, sus. Ok, deci fiind pur militar, aceste spații care le vedem, vom vedea peste tot, erau pentru aruncătorii de săgeți. Ia să ne uităm cum sunt puse pietrele. Una așa, una așa. Cel din interior vede perfect cine în exterior și poate arunca săgeți pe el. Cel din exterior nu poate să-l vadă și chiar dacă vede, dacă se arunce, lovește în piatră, ori în dreapta, ori eventual, în stânga cu săgeți, pentru aruncătorii de săgeți. Arcaș. Arcadaș. Arcadaș înseamnă că e. Să zic că e îngustat spre da, exterior. Da. Bună, Mori. Ce fac? Hai să la
Salam aleikum. Femei, moscheia aceasta, iar dincolo este moscheia pentru bărbați. Haideți prima dată acolo, la bărbați. Și să mă explic de ce femeile au avut spațiu special. Ce construcție aici? Dar ce blocuri, dar cu ce au pus blocurile astea? Cu scripeți. Incredibil, ce? Construcție solidă. Câtă piatră de unde au ajuns. Castelul Saladin. Ce construcție solidă, ce foarte blocuri solid. De piatră, ce... Da. De-aia s-a și păstrat, cred că așa bine. A fost o mănăstire bizantină înaintea Castelului Saladin. Sub. A fost și cu piatra aia, au mai adus și au mai adus și au pus. Acest spațiu se numește spațiu pentru duh, pentru spălat, pentru rugăciune. Aici, da? Aceasta este moschee pentru bărbați și vedem acolo mihrabul este îndreptat spre sud-est. Asta e sudul și este un grad spre est. Și aceasta este direcția Mecca. De ce v-am spus acolo că este spațiul pentru rugăciune pentru femei? Acum, femeile poate să facă rugăciune în moschee, în același loc cu bărbații, în aceeași sală, doar în spate. Da, discriminare. Nu! Nu e vorba de discriminare. De ce? Rugăciunea la musulman are mai multe poziții. Aplicațiuni. De exemplu, cum este această aplicațiune, da? De stăpul femeilor în față bărbaților în asemenea poziție. Cu timp pentru care el pot să facă rugăciune în același spațiu, unde sunt bărbați doar în spate, că să fie menajate. Actualmente, orice moschee are spațiu special pentru o femeie. Acolo se desfășoară cu boriere, dar asta este spațiu de dincolo, este pentru femei, iar acest spațiu este pentru bărbați. Aceasta este moschee pentru bărbați. Ok? Să nu vadă bărbații femeia plecându-se. Da, este urât femeii în fața unui bărbat să stă în asemenea poziție. Acum, continuăm. O să mergem la sala de mese și terasa, unde mai stăteau și ei la taclale. Cine e? Ai uiți.
Eu nu mai fac nicio poză. Nu mai fac nicio poză. Sau fă selfie, că nu știe. Treacă până... la biserica de femei. Fă selfie, până se prinde ea, deja au trecut două ore. Treacă la biserica de femei. Aici de bărbați. De aici a ieșit Saladin să privească... Să privească spre frumusețea, după cum vedeți noi, acestei zone. Nu, am uitat să vă dau biletele. Se face lumină și sub, mă refer la lumina soarelui. Bine, seara se pun, n-am fac lift, se pun de toate. Dar pe timp de zi profitau de lumina soarelui și atunci iluminau peste tot prin aceste găuri care le vedem și sala de mesă este aici și terasă. Acum, o să mergem încolo, continuăm încolo. Pe stânga vom vedea un rezervor, alt rezervor, apoi pe dreapta vom vedea... Vom vedea biserica, este în partea dreaptă și în stânga, imediat în fața bisericii, alt rezervor și mai sus, alt rezervor. Că să vă dați seama câtă lume era și cât trebuie să aibă, cât mai multă apă, în caz erau atacați, aveau resurse, să spunem noi, de apă, să nu rămână fără apă. Haideți să continuăm. Și de acolo urcăm chiar pe grupul căsării. Saladin nu prea a avut el timp să stea, pentru că era tot timpul în campanie militară. Da. El aici era doar... trecător. Da, trebuie să da. Deci ăsta ar fi un, să-i spunem noi, un fel de, de cantor. Aici e rezervor. Ia uitați, are rezervor. Cănarele o să le vedem și noi cum sunt la alt rezervor. Iar în dreapta aici avem biserica. Dar impresionantă construcție și solidă, cu pietre de-astea uriașe. Da. Dai seama ce deci le ridicau cu scripeți. Biserica bizantină, cum este denumită, sau biserica creștină, și se vede că e bizantină, fiindcă este îndreptată spre est, că aceasta este direcția est. Și se văd din însemnele creștinismului, uitați-vă, pești, observați? Ia uite aici, pești care sunt, acesta e mozaic. Deci este mozaic, o parte din mozaicul care a fost descoperit în Iordan, renumită țara din acest punct de vedere. Lipitoare. Lipitoarea asta îi spunem noi, noi îi spunem noi limbă văci. Doamne, se mișcă, uite. Dar nu mușcă, nu nimic. Are vreo 3 miliarde. Suge sângele. Da. Are și picioare. Da, are picioare, da. O să ne vedem, o să vedem multe din ele în Gerăș, în timpul vizitei din Gerăș. Dar preferăm întotdeauna să nu le călcăm. Se mai spune, se mai spunem noi și carul lui Solomon. Da. Deci acolo are rezervor, uitați-vă, alt rezervor, canale cum vin apă, da? Și aici avem primul rezervor, este aici. Nu sunt lipitor, seamănă, sunt niște viermi. Miliapozi. Centipozi? Uite ăsta, miliapozi, uite. Ok. Filmează de aproape să văd, dă-te moții totul, da? Ok. Și acolo sus, și acolo sunt mai multe. Și atunci această sală se numește, sau acest birou lui Ezzedine Usama, cel care a construit castelul, nepotul lui Saladin, deci Ezzedine Usama Hall, așa se numește sala lui Ezzedine Usama. Aveau aici, deasupra sării lui Ezzedine Usama, era poșta, poșta a porumbeilor mesageri. Deci aveau porumbei mesageri în acea perioadă și atunci poșta era imediat după asta. O să urcăm noi pe aceste scări să ajungem sus. Dacă nu-i ceața, vom vedea muntele Sheikh din Liban, vom vedea înălțimele Golan din Siria, vom vedea Israelul, vom vedea Palestina, Valea Iordan, dar numai să nu fie ceața. De sus, de pe acest castel, unde e acest băiat acolo sus. Asta mă aduce aminte, eram la Wadi Rum și erau unii care vreau să urce pe niște scări. Și grupul meu vrea să urce și zic, băi, unde s-a luat? Vedeți pe unde a luat-o zăpăcitul ăla? Era unul care urca. Vedeți pe unde a luat-o zăpăcitul ăla? După ala. Era o doamnă în cort acolo care a leșinat de râs.
Și a întrebat, from where are you? În engleză. Ce de România? Ea mi-a zis, ăla e ginere meu de care ai zis că e zăpăcit. S-a bucurat femeia că a avut dreptate. Că nu știi niciodată dacă lumea înțelege sau nu. Și mi s-a întâmplat într-un grup, era un grup de 3 zile care a venit din Israel, a stat o noapte în Amman, apoi a doua zi a vizitat Petra, Moada, Benevo și apoi la Aqaba. A treia zi din Aqaba îi traversau granița în Israel, în partea de sud. Dimineața trebuia să vin să preiau grupul, era grup mare, vreo 48 de oameni. La un moment dat, stând afară eu cu șoferul, așteptând să vină lumea, aud în limba arabă perfectă, domne. În limba arabă perfectă, zice, vă mulțumim pentru această excursie minunată în Iordania. Când mă uit preot, care era cu mine 3 zile, deci 3 zile, vorbea perfect arabă. Zic, dumneavoastră știți arabă, zice, am stat în Kuwait 26 de ani. Ca și știu, da, știu perfect arabă. 3 zile v-am auzit, eram eu șoferul și aveam polițiști de la turistică. V-am auzit cum ați înjurat, cum ați vorbit de femei. Da, zice, doamne, 3 zile să nu vorbiți un cuvânt nu e la locul lui. Nu mai vorbim, dracu, mai știu ce mai fac. Nu mai iese de-n minți la un moment dat. Nu a dracu, șeitan. Da, vedeți, asta se spune, ai grijă șeitan. Ce vorbești. Ai grijă ce vorbești, că nu știi cine te ascultă. Da, uite cum se scurge din... S-a păstrat foarte bine construcția. Da. Ața de meteor aici, Sorine, nu se vede. Nu se vede, din păcate, pe acolo, nu se vede. Nu se vede. Acolo, Siria și Liban, asta e nordul. Siria și Liban s-ar fi văzut. Deci în partea aia din față, nu? Uite, se vede în ceața acolo, muntele care se vede acolo, vedeți? Da. Acolo e Palestina, Israel, acum. Uh-huh. Și Valea Iordanului este în Valea. Haide sus, acolo, de sus, se vede mult mai bine. Dacă nu e niciun avion, înseamnă că e pace. Hello. Ok, deci Valea Iordanului. Aceasta este Valea Iordanului, nu e Palestina. Să știți că pentru noi rămâne Palestina. Pentru întotdeauna rămâne Palestina. Și acolo se vede Iordanul? Acolo, da, nu, Iordanul este foarte îngust. Da, unde e verdeț acolo? Da, acolo e Valea Iordanului. Da, zona Valea Iordanului. Unde se fac cele mai multe verdețuri, cele mai multe legume. Zona Iordanului, acolo, practic. Iasta, aceasta vale se numește Valea Iordanului. Se întinde pe ea, curge Iordanul. Până când se scurge în Marea Moartă. Marea Moartă. Marea Moartă este încolo, nu foarte mult încolo. Marea Moartă, da? E încolo s-ar fi văzut Libanul și Siria. Din păcate, e ceața, nu se vede. Uitați, aici se vede telecabina perfect, doamna, vedeți? Da, da. Aici este stația de întoarcere. De unde începe? De undeva de pe acolo. Uite, sus, acolo este stația de unde începe și vine, uite acolo, în munte. Și vine până aici. E, are vreo 2 ani de zile de când este în funcțiune. No. Da. De obicei vine Iordania. Acum nu e mișcare, fiindcă lumea este în post. Lumea postește, nu știu ce spune. Nici nu face efort mult, că nu mănâncă. Nu mănâncă, nu bea, nu... Ce să ieși la distracție? Când nu mănânci, nu bei, nu fumezi. Ce distracție mai e? Și în acest motiv așteaptă lumea, o să vedeți acum peste... Astăzi este în 24 Ramadan, suntem astăzi. Mai avem 5 zile. De acest an noi în Iordanie vom ține doar 29 de zile. Pe când, de exemplu, cei din Arabia Saudită, Egipt, o să ține 30 de zile. Ei au ținut înaintea noastră cu o zi. Și atunci... E un la decalaj. Este, da, la ei este astăzi 25 zi. Dar nu este 24 zi. Petrecerea de Ramadan. Pe 10, pe 10 plecați, pe 10 e petrecere. Pe 10 dimineața plecăm. 10 dimineața e facem în România. Da. Sărbătoare. Ok. Deci asta aici e poșta. Nu se vede clar acolo, se vede Valea Iordanului. Nu se vede clar, da. Nu se vede. Se vede puțin. Se vede foarte îngust. Deci Iordanul vine de la Marea asta. De la Marea Tiberiană. Tiberiană. Da. Unde se povestește că a mers Iisus pe apă. Da. În Evanghelii.
Așa dacă... și coboară spre Marea Moartă. Să știți că Siria este foarte aproape de aici. De exemplu, de aici ar fi dacă am fi ajuns la o localitate care se numește Umm Qais. Umm Qais, de acolo vezi tot. Vezi muntele Așef, vezi muntele Tabor, vezi lacul Tiberias, vezi munte, înălțimile Golan, vezi și muntele Așef din Liban. Tot se vede în acea de la Umm Qais. Este unul, iarăși, un oraș roman extraordinar de frumos. Un, tot așa, un oraș de Capuris. Da, m-am auzit de Capuris. Da. Ok, asta a fost despre acest castel. O să cobor eu mai rapid, o să mă găsiți acolo lângă coșcoacele unde e de poliție, acolo poliție turistică. Trebuie neapărat să registrăm noi grupurile, neapărat trebuie să registrăm. Ok. Că s-a întâmplat, de exemplu, într-o zi eram aici cu un grup și am plecat. Am ajuns la Geraș și mă sună poliția turistică. Zice, Adel, a fost găsit un lanț mare de aur. Un lanț mare de aur. A știu că ai fost, eu fusesem în vizită aici. Întreabă grupul tău dacă e cumva de la ei. Și atunci am întrebat grupul, domne, a pierdut cineva aur, n-am zis lanț, aur, a pierdut. Toți au început să caută noi, noi de la noi. Și atunci i-am sunat, ei verifică. Și în acest motiv noi înregistrăm orice grup ai care vine. Ai și din motive da, de securitate. Securitate, ori. Vorba, întrecăm peste aur. Da, 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 motive de securitate. Că de ce, cineva s-a pierdut, cineva una altă și atunci știți unde e. Ai fost într-un grup acela, una altă și noi suntem răspunsători de grup. Cuvântul când a pășit. Căpșune locali. Dragul meu, plinul ea. Zicea de el că nu sunt stropiți. Nu sunt stropiți ăștia. Gata, luăm pe ăsta. Ok. Luați-o pe ăsta. Am ajuns la un restaurant. După ce am plecat de la cetatea lui Saladin, am hotărât că până la ultimul obiectiv să mâncăm ceva. E ora 20:20 și l-am rugat pe Adel să ne recomande un restaurant bun cu mâncare tradițională și miroase a pâine caldă. E brutăria aici. Hai să vedem pâinea caldă aici. Hello. Și adică pune pe terasă. Da, pe terasă stăm. Haideți să vedeți ce frumos e. Făcut, nu? În stil în stil oriental. Și cu lei. Hello. Salate. Absolut tot ce se numește mâncare, plus tot ce se numește acolo fructe sau eventual dulciuri. Totul este la dispoziția dumneavoastră. Salsa? Nu, nu. Putem sta și afară. Afară, afară. Poate sta și afară. Putem să luați tot ce eventual dulciuri. Thank you. Perfect. Thank you. Aici vă rog, o vedere superbă. Acolo este la terasă, de vezi acolo se vede partea lui Adrian. Ia uite, vezi? Ia uite. Partea lui Adrian. Okay. De la un cuvânt în limba arabă, Jarușa. Jarușa în limba arabă înseamnă moara, iar Geraș înseamnă morariță. De ce s-a numit în acest fel? Era înainte pe râul Geraș, era o moară pe apă. Moara, Jarușa. Geraș este o morăriță, adică o mai mică în acest motiv a fost numită în limba arabă Geraș. Dar denumirea originală a acestei localități este Gerasa. Denumirea originală este Gerasa.
Primele informații care le avem noi când a fost înființată această localitate, se spune că atunci când m-am spus cele trei foste regate din care era formată Iordania, era vorba de Edomiți, era vorba de Moabiți și era vorba de Amoniți, cele trei, da? Amoniți erau în această zonă. Atunci când au venit grecii în secolul 4 înainte de Naștere Hristos, pe mâna lui Alexandru Macedon, care a spart cele trei foste regate din care era formată Iordania și a intrat totul sub împărăția greacă. Primele informații care sunt incerte spun că această localitate ar fi fost înființată de către armata lui Alexandru Macedon în secolul 4, înainte de Naștere Hristos. De ce ar fi înființată această localitate? Prezența apei, zona este bine protejată de munți, de peste tot munți. Zona este, localitatea aceasta este pusă pe drumul regal, drumul Mațății, drumul Tămâii, drumul lui Traian, cum a fost denumit, treceau caravanele de marfă. Și atunci ar fi format un fel de punct vamal, unde treceau caravanele de marfă, trebuia să plătească taxă ca să poată să treacă. Astea sunt informații incerte. Și de ce? Pentru că prezența apei, e zona foarte bine protejată, drum de trecere al caravanului, cele trei motive. Dar cele mai importante sau cele mai certe informații se spune că la începutul secolului 3 înainte la Hristos, în perioada lui Antiochus al III-lea, atunci ar fi fost înființată această localitate, tot din aceeași motiv. Prezența apei, drum de caravane, dar și zona bine protejată în mijlocul munților. A început să înflorească din cauza că treceau caravanele cui? Ale nabatienilor, cei care au făcut Petra, da? Ei treceau cu caravanele și atunci lăsau bani mulți. A început să se dezvolte din ce în ce mai mult. A rămas la noi grecii în secolul I, mai precis în anii 64 înainte de Naștere Hristos, când au venit romanii pe mâna lui Pompei. Iar cum am mai spus fiind Aman, că Pompei a format cele 10 orașe de capuri. Am fost la Aman, Philadelphia, acum suntem la Gerasa, de cel de-al doilea oraș, să spunem noi, pe teritoriul Iordaniei, este vorba de Gerasa. Aceste orașe aveau autonomie economică, militară, din toate punctele de vedere. Și atunci banii care vineau, toți rămâneau aici, început să se dezvolte din ce în ce mai mult. Se spune că secolul I după Naștere Hristos era secolul de top în care a înflorit această localitate. A florit foarte mult această localitate în secolul I după Naștere Hristos. A fost schimbată strada Cardo, templele, bisericile, tot a fost bisericile și eu. Templele au fost schimbate, strada Cardo, amfiteatrele s-au construit și atunci au început să înflorească din cauza că veneau bani mulți. În anii 129-130, începutul secolului II după Naștere Hristos, a fost vizitată această localitate de către împăratul Adrian, spunem noi împăratul Hadrian, în cinstea căruia a fost făcută poarta, pe care o să o vizităm și noi. O să o vedem și noi această poartă special făcută pentru vizita lui Adrian. Se spune că ar fi stat vreo 6 luni de zile atunci și s-ar fi schimbat denumirea localității, din doar Gerasa în Gerasa lui Hadrian. În Gerasa lui Hadrian. Romanii au rămas la noi până în secolul IV, când au venit bizantinii. Bizantinii sunt creștini și atunci bizantinii se pare că mai toată comunitatea ar fi devenit creștină. Dovada că a fost descoperită până la ora 7 biserici antice în interiorul acestei localități. A dat dovada că era comunitatea creștină destul de mare. Până în anii 614, atunci când au venit persanii. Perșii erau o nație care strică tot ce întâlnește în cale, motiv pentru care, de exemplu, catedrala bizantină făcută în anii 529 a fost folosită ca și cuptor pentru ceramică, iar și hipodromul care era pentru distracție a fost folosit ca și cazarma pentru armata persană. Islamiștii în secolul 7, se spune, au avut sfârșitul secolului 7, au avut oarecare trecere subtilă, dovadă că a fost descoperită doar o micro-moschee în interior, a dat dovadă că era foarte puțină lume islamică, să spunem, în zona. Apoi au venit cruciații, s-au perindat tot, au revenit islamiștii și așa mai departe, până în secolul 16, când am intrat noi în această zonă sub ocupația otomană. Otomanii au adus o comunitate de cerchezi, ceceni și armeni care erau în Iordania, i-au adus în această zonă, le-au dat în Geraș, unde și-au făcut o mică localitate. Din păcate, ei și-au construit casele, să spunem, deasupra ruinelor orașului Geraș. Aici, localitatea nouă este făcută deasupra ruinelor orașului Geraș. O să vedeți și dumneavoastră, jumate din orașul Geraș al vechi este sub, să spunem, sub orașul cel nou acolo. Turcia a rămas la noi până în 1918, iar Iordania a fost lovită în 1927 de un cutremur extrem de puternic. Acest cutremur a fost însoțit de o alunecare de teren.
un munte din partea stângă a orașului, un munte de pământ complet a venit și a acoperit toată localitatea. Asta a făcut ca această localitate să scape de furtul de obiective și de pietre din zona. A rămas îngropată până în anii 60, deci 1960. Da. Și atunci, în 1960, regele Hosăin, Dumnezeu să-l ierte, a dat el ordin să fie scoasă la iveală, să fie, să înceapă să patrule arheologice și au scos la iveală ceea ce este numită la locală cel mai bine conservat oraș roman din lume. Cu strada Cardo, cu străzile de Primarus, cu temple, cu biserici, cu nemchin, cu ampiteatri, tot ce vrei există în acest oraș. Din Gheraș este descoperit doar 30%. Având în vedere că n-am intrat din cauza acelei străzi, nu am intrat în UNESCO, nu prea sunt bani pentru a face săpături arheologice, motiv pentru care este scos doar 30%. Vom vedea din 30% ce reprezintă un oraș, dar vă închipuiți dacă s-ar descoperi absolut tot orașul. De asta ar fi însemnat să intrăm în UNESCO. Din păcate, nu vom intra niciodată, deoarece strada aceea nu poate, adică este o stradă principală, plus că cei de la UNESCO vor găsi un motiv, chiar dacă noi eliminăm această stradă, cei de la UNESCO vor găsi un motiv încât să nu intrăm. În UNESCO. Așa că ne-am lăsat paguba. Se strâng bani să înceapă din nou săpători arheologici și mai scoate la iveală alte obiective care sunt încă sub pământ în urma acelui cutremur care a lovit în această zonă. Asta mai pe scurt să spunem noi despre istoria acestui obiectiv Gheraș și de când a fost construit până în zilele noastre. Ok? E bine? Perfect! Desigur, eu n-am vorbit nimic despre obiective, okay, pentru că obiectivele le vom vedea în interior și atunci normal. Atunci vom explica fiecare obiectiv ce reprezintă. Voi ce suc v-ați luat, Crescen? Lemon și mentă. Lemon și mentă? Da. E dulce? Am ales cu această poartă, acum o să ajungem în fața ei și atunci încep să explic. Cum se numește? Adrian. Poarta lui Hadrian, marele împărat Hadrian, care a vizitat localitatea în 1990 după orașul. Aceasta e Gherasa. Okay. Aici suntem în Gherasa. Gheraș este dincolo. Ok, am văzut aici o tablă, scrie Gheraș. Gheraș așa, da, i-au dat Gheraș. Numirea originală este Gherasa. Și se citește Gherasa, deci cu G-E. Și asta s-a păstrat așa sau este refăcută? Refăcut, nu? Da. Dar nu tot, adică parte s-a păstrat. Mult din el, o să vedem, mult din acest oraș este original, dar mult din el a fost picat. E bine că este și un pic de adiere de vânt. Da, da. Și mai sus o să fie și mai bine. Tot așa o să bată vântul. Ce piatră e asta? E gresie. Asta e gresie, piatră. E mai dură decât calcărul și mai moale decât granitul. Granitul e foarte greu să fie lucrat. Iar calcărul, dacă ar fi fost, s-ar fi tocat. S-ar fi ales praf. Dar e gresie, e mai tare un pic. Poate fi și lucrată. Ok. Arcul lui Hadrian. Lui Hadrian. Poarta lui Hadrian, cum este denumită această poartă, care a fost construită în anii 129-130 după nașterea lui Hristos. Această poartă, ce vedem aici, este ridicată de statul iordanian. A fost picată din cauza cutremurului care a lovit și atunci era culcată așa. Și a fost ridicată, după cum vedem și noi, reconstruită. Au fost găsite toate pietrele și atunci a fost reconstruită. Au construit într-un mod deosebit, după cum vedem și noi, într-un model deosebit care a apărut doar la această poartă, dar și la poartă sudică. Doar la poartă sudică este decât poarta lui Hadrian. La ce mă refer eu? De obicei, cum construiesc grecii și romanii, cum construiesc coloanele? Baza, coloană și coroană corentică sus. Așa fac, nu? Aici au făcut ceva mai
deosebit. La fiecare coloană au pus câte un postament. Au o coroană corentică jos și o coroană corentică sus, care n-a apărut decât la această poartă. V-am spus, aceea este la o scară mai mică. Din trei porți, după cum vedem și noi, dreapta și stânga. Capitoliu și sus și jos. Da, capitoliu și jos și sus. Că capitoliu de obicei se pune doar sus, sus, da. Dar aici a apărut și jos și sus. Și trei porți, dreapta și stânga era pentru oamenii simpli. Cea din mijloc era numai și numai pentru conducătorii sau în altă clasă, între și ei pe poarta de mijloc. Corpurile din dreapta, din stânga sunt făcute pentru a sprijini această poartă să nu cadă din cauza cutremurului. Dar, din păcate, a picat această poartă și a căzut așa. Odată trecând poarta lui Hadrian, pe partea dreaptă, vedea niște gropi făcute în stâncă. Erau morminte. Sunt morminte romane. Chiar au fost găsite coșuge din stâncă. Au fost îngropați oamenii. O să vedem și aceste morminte. După ea, după aceste gropi, acolo unde avem aceea maronie, acolo avem o vorbă de biserică sfântă, așa se numește. Se pare că această biserică ar fi fost făcută special doar pentru mormântări. De ce? În primul rând o să vedem mozaicul extrem de simplu, făcut în anii 570 această biserică. Și atunci mozaicul este foarte simplu și în al doilea rând nu are cristenii de botez, trei este în mijlocul cimitirului. Și în acest motiv se consideră că ar fi fost făcută special doar pentru în mormântări. O să trecem acum ca niște împărați pe poarta de mijloc. Erhard. Zăcele, ia uite, românește vorbește, zăcele. Este de la mine au învățat chestiile astea și băieții de acolo, dacă ați auzit ce strigă, sarmale, brânză, de toate. Vine și mi-a aduce mie. Da, mie. Să-i dau eu dinar pe ei. Deci asta este, așa cum la Roma există alte porți. Porți de triumf. Da, arc de triumf, da. Da. Al lui Titus, de exemplu. Da, era mare. A fost făcut după ce a cucerit Israelul. Mm-hmm. Așa, în primul secol, tot așa după Hristos, în anul 70 și 8, parcă l-a cucerit. Și tot așa a fost făcută și asta. Deci eu cred că are rolul unei simbolic. Simbolic, ca să arate unde e marginea Imperiului. Marginea Imperiului și plus că în cinstea lui. De asta e numită și poarta lui Hadrian. Da, și deci a rămas cu numele ăsta. Da. Ok, haideți să vedem gropile, acolo avem, dar o să mergem acolo să vedem una din ele. Da, da, da. Sunt toate pietre, da, de ce a picat. Toate sunt originale. Ne uităm și noi la artă. N-au avut, domne, decât ciocan și daltă. N-au avut decât ciocan și daltă și uitați-vă deci ce artă se... Fără nicio... Se spui că au avut freza, au avut utilaje care să lucreze. Ia uite. Ia uitați-vă arta. Lucrată manual. Dar și o sclavie ce s-a făcut. O sclavie. Sigur că da. Ok. Avem un mormânt aici. Un mormânt roman, ulterior a devenit bizantin. Da. Și acum mergem la biserica. Întotdeauna să știți că ar putea să modernizeze, dar modernizarea înseamnă să dispară ce este original. Ați înțeles? Asta e toată chestia. Deci încearcă să lase cât se poate de mult original. Deci aici este Biserica Sfântului Marianos. Așa se numește această biserică, se numește așa biserica. Mozaicul care îl vedem este din 570 după nașterea lui Hristos. Are aproximativ 1450 de ani acest mozaic care îl vedem și noi, 1460 de ani, să spunem noi, are acest mozaic. Asta e biserica, de fapt. Biserica, altarul. Uitați-vă altarul. Altarul este spre est, vest, nord și sud. Da, se vede perfect, deci fiind bizantin. Un mozaic cu cruce pe jos, ca să nu calci lumea pe cruce. Să nu calci lumea pe cruce. Deci, vedem că este simplificat.
la muntele Nebo, ce mozaic vom avea. O să vedeți la Madaba ce mozaic vom vedea. Aici asta, s-au gândit cercetătorii că ar fi fost făcută special doar pentru înmormântări, plus lipsă cristel de plus, nefiind cristel de plus, o fi fost special doar pentru înmormântări. Camera pentru preot. Camera pentru preot, da. Una din cele 381 de biserici descoperite până la ora actuală pe teritoriul iordanian. Acum o să mergem să intrăm în animalele sălbatice. Pentru că în hipodrom făceau și sălbatice. Spații de care ne vedem că erau roman. Hipodromul este roman. Că au folosit acest persecutarea care erau priși, că și creștini erau aruncați ca și mumeli la animale sălbatice. Deci a apărut într-un manuscris, din păcate, acest hipodrom. Haideți să... Da, a fost un concert ceva aici. Și au stat acolo la tribune. De lume stă în tribune sau eventual chiar pe jos aici. Aha. Da, unde calcă omul strică. Da. Asta e legea. Da. Aici era arena? Da, aici arena unde se făceau cursele de cai, dar cursele și de trăsuri. Acolo avem 10 porți în care le vedem acolo, erau pentru plecat în cursă. Cea de mijloc era pentru cel care dădea startul curselor, da? Ce 10 porți pentru plecat în cursă. Lungimea este 146 de metri, iar alățimea este de 50 de metri. Intrau în aceste tribune, deci era de jur împrejur, în jur de 6.000 de oameni veneau la spectacolul care se ținau, fie de curse, fie de cai, dar fie de animale sălbatice. De asta am vrut să vă spun că ați spus că nu romanii l-au făcut, ci bizantinii au făcut hipodromul. Nu, acest hipodrom e făcut în anii 220 după nașterea Hristos, din perioada când au fost romanii la noi. Tot în acest... Da. Și din acest motiv v-am spus, a apărut manuscris care spune că acest hipodrom a fost folosit și pentru persecutarea creștinilor care erau priși, că și creștini erau aruncați, din păcate, erau aruncați că și mumeli se făcea spectacole la animale sălbatice, chiar în acest hipodrom. În 614 după nașterea Hristos a fost folosit de către armată persană, că și cazarmă. Deci, practic, ei și-au așezat armata în acest hipodrom, mă refer la perșii, în anii 614. N-aici, dacă vrea cineva să cumpere un ai de aici, oameni buni, aceste obiective care le-am văzut acum sunt în afara orașului Gerași. Noi acum o să mergem, ieșim acolo în partea dreaptă, apoi o luăm la stânga și pe acolo o să intrăm și noi în orașul propriu zis Gherasa. Vom intra pe poarta sudică, vom ajunge până aproape de poarta nordică, apoi facem drumul de întoarcere. Da? Poftiți! De acolo am să vă dau biletele. Habib, haiac!
sprijinire, cele de dreapta în stânga, pietrele care le vedem acolo și aici reprezintă zidul care înconjura acest oraș. Orașul arăta ca o, ca se spune, o cetate. Era, zidul începea de aici, ocolește toată localitatea și se încheie aici. Lungimea acestui zid este 5423 de metri. Înălțimea maximă ajunge până la 8 metri. Depindea de geografie terenului. Unde era terenul mai înalt, îl făceau mai mic. Unde era terenul mai jos, îl făceau mai mare. Dar era o singură linie și cu 100 de turnuri de control. Vă închipuiți pe această distanță 100 de turnuri de control. Plus că această localitate sub nicio formă nu putea fi atacată. Deci în cauza acestui zid care înconjura această localitate. Partea sudică a fost construită în același an cu poarta lui Hadrian, 129-130 după nașterea lui Hristos. Odată trecând prin poarta sudică, pe partea stângă, imediat după zid, pe stângă vom vedea presa. La început a fost presă pentru vin, apoi a fost transformată presă pentru ulei, pentru că romanii au început să planteze și ei măslin. Din acest motiv au început să producă ulei de măsline. Întrând, mergem pe ceea ce este numit strada Cardomic. Cardomic, strada Cardu vine de la cord, inima. Cardomic face legătură între poarta sudică și curtea ovală. O să ajungem în curtea ovală. Pe partea dreaptă vom vedea spații, sunt spații comerciale, în care vindeau tot felul de mărfuri sau, să spun, cadouri care veneau cu ele la zei. De ce? Pentru că în stânga sus vom avea templul lui Zeus, va fi ultimul obiectiv pe care o să-l vizităm și noi. Acum, în fața oricărui templu trebuie neapărat să existe o curte, curte sfântă sau curte sacră, unde veneau enoriași și se roage la zei. Se pare că această zonă ar fi fost prea joasă pentru a face curtea, motiv pentru care au ridicat un zid, o să-l vedem pe stânga, un zid și l-au acoperit și au format curtea sfântă, o fel de platformă în fața templului. Acum zidul nu l-au lăsat gol sau să-l umple cu pământ, au format un fel de spațiu comercial. La un moment dat statul iordanean l-a folosit ca și muzeu, ulterior toate obiectele de aici au fost duse în Muzeul Național al Iordaniei din Aman. Din nou, intrăm și noi pe poarta sudică acum și vedem aceste obiective. Shalom, la ilaha illallah, shalom, Muhammad Rasulullah. Uitați-vă această insectă, să-i spunem. E peste tot. Aici este presă pentru ulei, strada Cardomic, spații comerciale, zidul. Și acolo sus este templul lui Zeus. Va fi ultimul obiectiv pe care o să-l vizităm și noi. Noi ocolim, mergem așa și apoi ne întoarcem pe partea de sus. Uitați-vă cât de gros este zidul. Uitați-vă cât de gros este zidul. Grosimea zidului. Ajunge la vreo... A fost recondiționat pe aici, pe acolo. Asta da, a fost... asta e original, asta e recondiționat. Da. Se vede ce este original. Care este foarte erodat. Da. Oricum sunt pietre foarte mari, se vede la zidul ăla de acolo, la fel ca la templul de vedeți, la Ierusalim. O să vedeți mai în față ce pietre, frate. Dumnezeule mare, cum le-au cărat. Știți ce au folosit? Că și funii pentru a ridica. Bine, scripete au folosit, dar ce au folosit? Că și funii. Din ce au format funiile? Din? Cânepa. Păr de femei. Serios? Da. Din păr, a fost găsit din el, din păr de femei. Lăsau femeile să lase părul lung, îl tăiau și atunci formau funii din el cu care ridicau pietrele. Nu e un mic păr? Nu. E real? Manuscris, vorbim în urmă, de orice informație, să știți că sunt multe chestii, am să vă spun, se spune. Da. Nu știm. Dar când spun că a apărut un manuscris, vorbim în urmă unui obiect, un obiect foarte important și foarte sigur. Da. Dar pe aici se forma ușa de intrare în muzeu, dar a fost desfințat muzeul de aici. Da, mereu au modernizat, mereu au făcut, da, au lucrat într-una. Au făcut și babilonienii sau perșii și formă au venit grecii și formă romanii și formă... Nu, prima dată au fost greci.
Apoi au venit romanii, apoi au venit bizantinii, apoi au venit perșii, apoi au venit islamiștii, apoi au revenit cruciații, din nou au venit islamiștii, după turcii. Știți? Eu mă refer în zona asta. Da. Deci asta v-am spus în ordine cum au venit. Înainte lor au fost amuniții. Da. Care s-a amintit în Biblie. Da. Amoniții și moabiții. Noi mâine vom trece prin cele trei foste regate. Mâine. Vom trece pe la moabiți, vom trece și ajungem la edomiți. Aici vă rog. Oricum, ca să faci piața asta, alocai resurse enorme din partea statului sau conducătorilor care stăpâneau zona la vremea respectivă, pentru că oamenii, în loc să-i pui să muncească în agricultură sau la tăiat de copaci sau la altceva care să aducă profit, îi puneai să lucreze pentru frumusețare, pentru ceva. Asta nu are utilitate militară, de exemplu. Nu, asta e da, doar pentru civica, ceremonii. Civica, da. Ok, curtea ovală, un obiectiv foarte important în orașele romane, după cum vedem și noi. Nu, ne se pare că e rotundă, dar este ovală această curte. Este pavată, după cum vedem și dumneavoastră, aceste pietre sub picioarele noastre sunt originale. Spre interior cu piatra mai mică, iar spre exterior cu pietre mai mari. Cu un trotuar, după cum vedeți și dumneavoastră, de jur împrejurul acestei curți. Iar a apărut ceva ciudat la această poartă. De obicei, romanii schimbă tot ce aparține celelalte civilizații care au fost înainte lor. Ce aparținea civilizației grecești? Cine a fost înainte romanilor? Grecii, da. Ce le aparținea? Coroana ionică. Ia uite-o. Aici nu au schimbat-o. Romanii n-au schimbat coroana ionică, n-au pus coroana corintică care îi reprezintă pe ei. Asta din cauza că s-au gândit, probabil că s-au gândit că vor strica aspectul curții dacă se pune o coroană corintică, motiv pentru care au lăsat coroana ionică la această curte ovală, după cum vedeți și dumneavoastră. Pietrele sub picioarele noastre sunt din granit ordinar. O granit simplu, cum ar veni. În Iordania nu există granit. Deci în Iordania sub nicio formă nu există granit. S-au gândit cercetătorii de unde au adus această piatră. Fantastic, oameni buni, au importat-o din Egipt. În Egipt este. Și atunci au importat piatra, oameni buni, au importat piatra ca să paveze orașul. Vă închipuiți ce muncă s-a depus pe vapoare. Din Egipt au adus cu ele spre Marea Roșie, spre Iordania și de acolo au venit, să spunem, cu carele până când au ajuns cu ele în această zonă sau pe Marea Mediteraneană și apoi au traversat, cum ar veni, Palestina și Iordania să ajungă cu ele aici cu piatra aceasta sub picioare. Valea Iordanului. Valea Iordanului trebuie să urce toată, vă închipuiți. Ok. În această anual, în luna iulie, se ține în Iordania un cenaclu, se numește cenaclul din Gerash. De obicei se ține în această curte, în amfiteatrul sudic, care le avem aici, și vom ajunge și la amfiteatrul nordic. Și atunci vin de obicei cântărețe de înaltă clasă din lumea arabă care cântă în această zonă. Într-un an a venit chiar și o formație din România care a cântat la acest cenaclu. Și atunci, cei care au spectatori mulți sunt aduși aici. Pe această curte se face o platformă de lemn, cum ați văzut acolo, o platformă de lemn, și atunci acolo se pune în scenă, cântă artiști, pentru că aici intră foarte multă lume față de amfiteatre. Da? Amfiteatrul sudic sau amfiteatrul nordic. La amfiteatrul nordic intră mai puțină persoane, vreo 3.000 de oameni intră în acel amfiteatru. În acest motiv acolo cântă, să spunem noi, artiști care nu sunt de prea înalta clasă. Pe acest stâlp se pune anual flacăra cenacrului din Gerash, care se ține în luna iulie. Acum, strada Cardu, ia uitați. Strada Cardu se întinde încolo. Lungimea ei este de 800 de metri. Da, scuze, 900 de metri are lungimea. Și este numită și strada cu cele 400 de coloane. Pe stângă și pe dreapta avea 400 de coloane. Ne uităm pe partea stângă. Merg coloanele drept, la un moment dat se ridică, vedeți? Se ridică acolo. Momentul când se ridică aceste coloane, formează un fel de poartă de intrare într-un obiectiv important. Toate obiectivele importante sunt în partea stângă. Ne uităm și aici și mai în față și mai în față cum se ridică coloanele. Acum, pe strada Cardo vom vedea cum este pavată. Fantastic, oameni buni. Vom vedea că pietrele sunt puse la 45 de grade. Nu sunt puse așa, drept. Sunt puse la 45 de grade. Da, pe diagonal. Și cu legături. De ce? Pentru că circulau trăsuri și atunci trăsurile, roțile ar fi intrat în șanțurile de la piatră. Punându-le așa, niciodată nu o intrau în șanț. O să vedeți ceva deosebit în Petra, când vor fi drepte.
pietrele puse. De ce? Nu erau trăsuri. Nu erau trăsuri. În pietră nu erau trăsuri, în acest motiv pietrele erau puse drept. Aici o să vedem că sunt puse la 45 de grade și vom vedea dungele de la trăsuri, pe unde au mers roțile de la trăsuri. Vă rog. Haideți să explicăm un pic cum se făcea un stâl din asta, care e foarte greu de făcut, aparent e ușor în zilele noastre, dar fiecare bucată de asta, fiecare segment se făcea la sol și se asambla prin niște bucăți de metal. Nu metal. Dar ce era? Metal, știți din ce? Cupru, bronz. Nu, din plumb. Da, metal. Metal. Urma să explic eu. Acum o să vă zic. Da. O să vedeți ce și cum și cum le-au lucrat acești stâlpi. E o muncă îngrozitoare, ceva. Da. Enorm. Acum o să vedeți, când vom intra în partea stângă, primul obiectiv, când vom intra în primul obiectiv în partea stângă, o să explic despre asta. Ok, ne uităm și noi aici ce avem, ia uitați-vă. Dop de canalizare. Este canalizare pe toată lungimea străzii Cardu, dar și prin curtea ovală, da, trece canalizare. Au descoperit cercetătorii ceva fantastic. În dreptul fiecărui dop, o treaptă, jos, este pusă o treaptă. Ce o fi cu această treaptă? Ei, foarte deștepți, pentru că apa vine cu un amol, cu mizerie, cu un nisip, cu una, cu alta. Devenind apa cu această mizerie, se decantează. Mizeria, prima, a doua, a treia, niciodată nu se înfundă în capăt. Niciodată nu se înfundă în capăt. Și rămâne ce rămâne, doar să cubare și să ia ce este mizeria. Se numește bașă, se numește. Da, uitați. O copitură mai mare, mai adâncă decât canalizarea. Da, da. Care da. Strânge nămolul. Nu, dar ei au găsit trepte așa pusă, din piatră făcută o treaptă, așa că să nu treacă mizeria, să se oprească acolo. În dreptul fiecărui dop. Acesta e un dop, o să vedem mai multe pe... Vedeți că nu s-au furat, că nu e de fer și de asta. Nu s-a furat. Da, hai să ne uităm, uitați-vă, pietrele de pe strada Cardo, cum sunt puse la 45 de grade, vedeți? Și cu legături, colegii mei spun la legăturile astea că sunt treceri de pietoni. Nu, sunt legături, că dacă le pun pe toate așa nu ies. Motiv pentru care au făcut și apoi legătura, apoi din nou, apoi legătura, da? Și dacă ne uităm, uite aici, e dungă de la roată, ia. Pe toată lungimea asta, vedeți? Lungimea de la roată, ia, observați? Văzut, da. Bine, acum format. De obicei aceste străzi sunt făcute bombat, să nu stă apa, că să nu stă apa, da? Se vede perfect aici. Astea le-au făcut romani. Da, romani. Uite că sunt de groase. Da, romani. Răvit. Cum credeți că lepinii s-au, știți? Nu știm chiar. Apă și nisip. Deci se scurgea apă sub presiunea puternică a apei și nisip. Și puneau o piatră și atunci o finisau, se finisa piatra. Înțelegeți? Și stâlpi, cum îi făceau rotunzi așa? Le luau ei cu piatra, dar nu e așa, este imposibil să iasă. Și atunci le puneau pe niște suport special și curge apă cu nisip și le învârtau. Deci frecau cu altă piatră permanent. Și în același timp și frecau, dar trebuie să pună presiunea de apă și nisip. Ok, vedem că s-au ridicat stâlpi în stânga acolo, primii, da? Haide să intrăm acolo, acolo e piața. Hai să vedem cum arăta piața. Da, aici locuințe, stânga-dreapta? Nu, aici erau vile, să spunem, are conducătorul în altă. Orașul sau oamenii simpli se stăteau în partea dreaptă, unde e făcut orașul nou acum. Este făcut deasupra ruinelor orașului Geraș. Nu, dar locuințe de o parte și de alta aici? Nu, imediat asta e centru civic, sub nicio formă aici, nu erau. Deci locuințele erau dincolo, partea cealaltă.
Uitați-vă canalizarea cum arată. Gherasa. Gherasa, Iordania. Am făcut live și pe TikTok și mă întreabă oamenii unde suntem. Aici, vă rog, suntem în... Hai să intrăm în piață, să vedeți cum arăta piața în perioada romană. O doamnă, Livia, Prângașul, te salută. Salutări pentru domnul Adel, probabil că a fost cu tine. Probabil, da, o salut și eu, cu drag. Țară, știi? Da, aici e foarte conservat orașul. La noi e protejat. De când l-au prins unii copii, băieți la vreo 20-22 de ani, care au venit și i-au dat cu spray-uri, Cutare o iubește pe Cutare. Și au fost luați cu camere de luat vedere, au luat câte 6 ani de pușcărie. Wow. Pentru că au vandalizat un obiectiv foarte important. Păi la noi, la cei în București, cu spray-ul ăla ar trebui să fie jumătate de București în pușcărie. Da, da, astea sunt obiective turistice. Da, interzis. Interzis la noi, da. Ok, piața, după cum vedem și noi, Agora, este formată din... au construit octogonal. 8 ziduri. Pe fiecare zid avem câte un spațiu comercial. Ce avem în mijloc aici era fântâna arteziană. Când era multă lume la cumpărături, dădeau drumul la apă, formeau și ei un fel de fântână arteziană în această zonă. Nu știm ce a fost vândut în aceste spații. Un singur spațiu știm ce a fost vândut în el. Macelaria. E acolo. Haideți acolo. Aici în cort. Macelaria, da. Ați găsit document, nu? Că macelaria a fost vândută. Da, masa, de la, picioarele de la masă sunt formate, să spunem, din capete de animale, după cum vedem și noi, vițel, miel și leu, acolo. Să tăiau și leii pe vremea aia. S-au gândit, domne, că vițel, miel, am înțeles, că se mănâncă această carne, dar leu, animale sălbatice, au mâncat? Da. Manuscrisele care au apărut ulterior au confirmat că ei au mâncat și animale sălbatice. Între ei, vânătoria era extrem de importantă. În acest motiv, ei, știți cum e? Care se bătea cu leu, mânca inima leului. Care se bătea cu tigru, mânca, după ce el bătea, atunci mânca ficatul tigrului. Motiv pentru care au început ei să mănânce și animale sălbatice. Aici avem masa. Uitați-vă aici masa și încă se văd până la ora actuală dungile unde au lovit ei cu sătârul de să taie oasele. Observați? Se vede perfect, nu? Da. Deci aceasta este masa de la macelarie, a fost așezată așa. Acum, să vă spun o chestie, poate nu vă vine a crede. Romanii au avut sistem de alarmă. Nu vă închipuiți. Cum? Ați început să spuneți despre acest stâlp. Cum sunt făcuți, da? Stâlpii, făcuți din mai multe bucăți, după cum vedem și noi. Fiecare bucată are o gaură sus și una jos. Legate între ele aceste bucăți cu bare de plumb. Nu erau fixe. Un pic de mișcare. Puțin de tot, da? Au făcut stâlpii dintr-un fel de piatră, iar arcul de deasupra altfel de piatră. Tot așa legat prin bare de plumb nefixe. Când veneau cu tremurile, se zguduiau. Se mișcau, aveau în primul rând timp să fugă. Doi, mișcarea pietrelor scoteau un sunet, auzeau acest sunet și atunci fugeau de acasă. Hai să vă arăt dovadă.
Bine, ce cu... Veniți mai aproape. Acceptabile. Și ghize. Ghize extraordinar. Ascultăm. Noi încercăm să batem într-un singur loc, ca să nu stricăm, da? Ascultăm cum sună piatra de pe stâlpi, da? Ascultăm. S-a auzit? Ia să vedem arcul cum sună. Zici că e fier? Zici că e gol pe interior? Nu e, domnule, e dintr-o singură bucată. Făcut dintr-un fel de piatră acesta și asta alt fel de piatră, aceste arc de deasupra, și atunci când se zguduiau, se auzea un sunet pe care știau și atunci reușeau să fugă din casa înainte să cadă casele pe ei. Deci, da, deci aveau sistem de alarmă. Aceste coloane toate sunt fixate de statul iordanian. Au lăsat o singură coloană ca pe vremea romană. Gândiți-vă, eu, săracul de oltan, o mișc cu o singură mână. Vă închipuiți? Eu mișc coloana, fraților, cu o singură mână. Hai să vă arăt. Păi bine, ai fost la sală, ai făcut... Care are o cheie? O cheie. O cheie. O cheie, n-avem. Doar cardul de la hotel. N-avem. Dăm cardul de la hotel. Hai, vină cu așa. Vină. Ia, veniți cu așa. Punem de obicei ceva mai greu, care să nu, să ne, să nu zboare cu vântul. Da. Uite că am eu după mine, da. Extrem de cald. Ia veniți cu așa. Uitați-vă la această pe cartelă, veniți mai aproape. Ia veți atât. Ia, nu se frică, vine mai aproape. Ia uitați-vă. Ia uitați. Wow. Uite-te sus. Ia uite. Gata, ia. Adel, gata, nu mai mișca. Ia nu mișca, cum e frică. Ia uitați. Cum se mișcă? Incredibil. Deci ia. Ai băut cyber. Ia uitați-vă cum se mișcă. Se mișcă tare, se vede și vârful. Se vede și vârful cum se mișcă, ia uitați. Da. Gata, gata, da. Ne-ai convins, nu mai mișcă. Da. Deci toate ce vă închipuiți asta cu o singură mână, dar dacă vin cu tremure, cât de puternic lovesc aceste cu tremure și atunci se zgudă și se aude acel sunet și atunci reușeau, aveau timp înainte să cadă casele totuși să fugă din casă, având în vedere că e un pic de mișcare în coloane și la arce. Acum, au avut și, au făcut romanii și altceva deosebit. Stați, oameni buni. Acum, dacă vii cu trăsură și cu bor direct, e apa care curge una altă, te uzi la picioare. Nu, domnule, au format un fel de trepte. Vii cu trăsură, dacă vii așa, oprește trăsură în dreptul acelor trepte. Peron. Peron. Și atunci cobori și intri în obiectivul unde vrei. Dacă vii invers, treptele sunt puse invers ca să poți intra. Hai să vă arăt. Peronul pe partea dreaptă, uite aici. Mă întreabă lumea dacă sunt la Acropole, că seamănă cu Acropole. No. Mult mai multe, da. Mult mai multe coloane, mult mai multe ziduri. 2 km jumate ține, asta e strada, cum ai spus, Adel, peste numele? Cardo. Strada Cardo, suntem pe strada Cardo. Din ce an datează asta? Strada făcută în anii 120-130 după nașterea lui Hristos, denuită în 220 după nașterea lui Hristos. Anul 120 după Hristos e făcută strada asta și pietrele de jos pe care călcăm noi sunt originale. Aduse din Egipt. Deci cam când aduse făcută, din Egipt. Când e făcută Sarmisegetuza, da. Legea, după cucerirea romană,
105-106 a cucerit Traian. Tot așa a cucerit el Petra, tot în 106. 106 a cucerit el Petra. După Traian a venit Hadrian. Deci da, 129-130, da. Următorul conducător după Traian este Hadrian. Deci în acel oraș era aici. Următorul împărat. Asta avea clar un rol de capitală, un rol de... Da, era oraș de capulis. Este foarte important. Bun. Acum o singură stradă nu putea să facă față la un oraș întreg, adică mă refer la strada Cardo. Motiv pentru care au înființat două străzi, se numesc străzile Manos. Întotdeauna străzile Cardo sunt nord-sud. Acesta este, așa e sud, așa e nord. Asta e strada Cardo, nord-sud. De obicei străzile de Cumanos sunt est-vest. Și atunci acesta este de Cumanos de sud, care se intersectează cu strada Cardo, după cum vedem și noi. N-au lăsat această intersecție simplă. Au făcut un fel de operatoriu, după cum vedem și noi. Au pus patru postamente, 1, 2, 3, 4. Postamente erau acoperite de sus, toate aceste postamente. La aceste postamente au adus coloane din granit de calitate superioară, în acela roșu. Avem, uitați-vă, după acest postament acolo avem bucăți din el și mai avem acolo o jumătate de coloană care vedeți? O jumătate de coloană granit de calitate superioară. Aici, fiindcă era mișcare civică, aici veneau conducătorii, aici veneau împărații, veneau vizitatorii în centrul civic al orașului. În acest motiv au adus coloane din granit roșu. Mai încolo vom vedea intersecția între Duchiumanusul de nord și strada Cardo, la acela au pus coloane din piatra obișnuită, da? Deci între Duchiumanusul de nord și strada Cardo. Duchiumanusul de sud, scuze. Foarte greu de lucrat. Ia uitați. Da, deci, și ai bucata asta, ia uitați. Vedeți? Duritate mai mare. Duritate. Ghidul nostru se numește Adel. A făcut facultatea în România. Care e măritată la Râmnicu Pâlcea. El e oltean. El oltean vorbește arabă cu accent oltenesc pronunțat. Dar asta îl discriminează colegii Zaibăru nu. Discriminează colegii lui arabi, da. Că vorbește cu accent oltenesc. Turistii din România îi zic Neamărin. Din filmul cu același nume, Neamărin miliardar. V-am spus, sunt Neamărin, doar nu sunt miliardar. Am papornița, da, mi-a adus vetă papornița, dar n-a avut decât praz în ea. Nu, eu cred că Adel a descoperit și comoara împăratului Hadrian, dar din modestie nu vrea să spună și el. Asta, altul o să spună că sunt profesorul lui, da? Abia Mohamed, chef hala. Sa'd galbek, habibek, habibek. Hai, how are you? Da, este ghid din ghid de limba germană. Da. Ah, Switzerland. You are from Switzerland, but he speak Germany. Yes, because he cannot learn Swiss German so fast. I have to only for you. I will learn Swiss Swiss language. Have a nice day. Have a nice day in Jordan. Da. Da, știți care e problema? Întotdeauna m-am lăsat loc de bună ziua. Asta e foarte important. Pentru mine e mai important decât toți banii din lume. S-ar putea să fie sute de mii de uși în România la care aș putea să bat. Numai de respect care l-am oferit oamenilor. Nu mai mult. Oameni buni, banii vin oricum. Diurna mea mi-e plătită. Este plătită oricum. Fă-ți treaba. Banii i-ai luat. Fă-ți treaba. Că seara când pun capul jos, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat. Să știți că lucrez cu toată lumea la fel. Nu fac nici o deosebire. Chiar dacă au venit televiziuni, chiar dacă au venit vloggeri, pentru mine sunt aceiași și turiștii la fel. Vor să afle și informații, motiv pentru care le dau toate informații. Cum dau și la vloggeri sau la televiziuni, dau și la turiști. Ca v-am spus, bucata de pâine să fie odată cu sudoare. Atunci să știți că e gustoasă. Atunci e gustoasă. Să mergem mai departe, da? Da. Urmele carelor, uite, să vedem pronunțat tot linia asta pe unde mergeau cărurile. Ha ha ha.
pentru cine avea posibilitatea acolo. De ce nu erau trăsuri în Petra? Că n-aveau ce cu să sfânească cai. Nu, pentru că nu aveau dreptul animalele să intre în Petra. Că era considerat loc sfânt. Pentru, da, ei spuneau că din sânge și urină strică sfințenia localității. Motiv pentru care nu intrau animale. Animalele au intrat în Petra după 106, după nașterea Soț, când a venit împăratul Traian și a cucerit localitatea. O să vă povestim noi când vom vorbi despre istoria Petrei. Deci tot în 106 a cucerit Traian, da, Petra, da. Și Dacia. Și Dacia, da. Băi, a venit Traian, a zis, domne, nimeni n-a putut să-i cucerească, toată lumea a căzut la pace cu înabatienii, ăsta n-a acceptat sub nicio formă. O să vorbim noi aceste lucruri. Uitați-vă după de canalizare. Aici ce vedem, se vedeți... Canalizare de vremea romanilor? Da. Da. Deci aici, uitați-vă, s-au înalțat din nou coloanele. Aici avem un obiectiv. Dincolo este vorba de catedrala bizantină făcută în anii 529. Intrarea este pe partea vestică, dar aici pe strada Cardului au făcut și ei o intrare pe partea estică. Dar noi o vom intra în catedrala pe partea vestică. Continuăm la următoarele coloane, unde avem unul dintre cele mai frumoase obiective din Gherasa. Da. 6 țări, n-am mai văzut atâtea vestigii. Dacă aduni la un loc vestigiile de la Roma, de în Atena, după, peste tot după unde am fost eu, da, nu sunt așa multe ca aici. De asta v-am spus, se consideră cel mai bine conservat oraș roman de lume. Cel mai bine conservat, da, oraș. Este numit și Pompeiul de Est. Așa este numit. Pompeiul de Est. Da. Uite, și, uite ce constat de vremea, nu se purau capacele de canal, că nu erau din metal. Aici, erau da, aici din fer erau. Și din ferentar nu sunt aici să îi le ia. Să ridici bucățile astea de piatră sus fără să le strici. Haideți aici la umbra, dacă tot am prins un pic de umbra. Aici este vorba de nemfiumul. Am văzut nimfele, da? Da. Aici e nemfiumul unde veneau zeițele apei, iubitele marelui zeu, și atunci erau în interior. Un lucru extrem de important a apărut, că întotdeauna nemfiumul trebuie să fie pe curs de apa. Trebuie să aibă apă 24 din 24. Cum au făcut, domne, râul Gerașe la vreo 300 de metri de aici, cum au cărat apa cu găleată? Este imposibil să ai apă 24 din 24. Motiv pentru care cercetătorii s-au dus pe albia râului, sus. Au găsit barajul sau au găsit opritorul, să spunem noi, și apeductul, care venea apa pe sus. Apa vine prima dată la templul lui Artemis, o să ajungem acolo. Templul lui Artemis l-au construit într-un fel în care părea ca o corabie în mijlocul apei. Bazin de jur împrejur, venea apa pe apeduct, se umple acel bazin, pare templul Artemis ca o corabie în mijlocul apei și apoi altă conductă care vine de acolo la Nemfium, unde avea 24 din 24 apa. Vă închipuiți gândirea, oameni buni, pentru acum 2200 de ani, 2300 de ani, să spunem, care au lucrat aceste lucruri, este fantastic. N-au avut oameni, n-au avut decât ciucan și dalta, dar au avut ingineri, au avut și o sclăvie. O sclăvie fantastică care s-a practicat în această zonă pentru a construi ceea ce vedem și noi. Ok? Deci Nemfiumul, acesta este Nemfiumul. Mult din el este original, partea de jos aici este originală. Acele găuri ar fi fost capete de lei sau de tigri din care se scurgea apa într-un bazin unde erau nimfele. Apoi apa se scurge în alt bazin, apoi prin canalizare mergea mai departe. Ce interesant, acel vas de profir, da. Asta este o rocă foarte dură, foarte greu de prelucrat. Da. Din roca asta sunt făcute și mormintele împăraților Constantin și Elena, care se regăsesc la Roma, acum la Palatul Papal. Deci, vedeți, este un fel de marmură roșie, marmură bazinul roșie. Ăsta, Sorin. Da, da. Așa, care este un profil, este... Deci, e imposibil să desfaci o bucățică din el. Da. Deci, munceau oameni o viață întreagă, 10-15 oameni, ca să facă vasul ăla. Da. Deci, vă dați seama ce risipă de mână energie de lucru. Energie și de mână de lucru, da. Că să facă ceva mai deosebit. Cu sclavii ai puteai să faci orice altceva, să pui să sape la agricultură, da, să aducă... Dar aveau nevoie de niște chestii care trebuie făcute. Și atunci trebuie să le facă. Da. Ok, continuăm. Și a dispărut vasul ăla de profir. Da, păi multe au dispărut, dar multe au rămas. Da. Este mai tare decât granitul profirul. Da. Acum, se mai ridică o dată coloanele acolo, vedeți? Din nou avem obiectiv. Haideți acolo. Deci,
multe ori când zic că coloanele astea înseamnă că e un obiectiv. E un obiectiv, poartă de intrare într-un obiectiv important. Și toate sunt pe stânga. Și aici sus, intrându-le astea, ce sunt? Aici erau spații comerciale în această zonă. Magazine. Deci era și un fel de mall zona asta. Un fel de mall, da. Aici erau electronice, dincolo. Nu, acolo se vindea țuică, sigur, 100%. Da. Ce se vindea? Haine? De obicei nu, aceste spații, deci în piață se vindeau mărfuri. Dar aceste spații unde se vindeau tot felul de mărfuri pentru zei. Pentru că acum intrăm în zona zeilor, aici e vorba de intrarea în templul lui Artemis, zeiță protectoare orașului Gerasa. Da? Care se aduceau drept ofrandă zeilor. Da, sau... ei dădeau ofrande zeilor. Da. Și atunci zeița Artemis era zeița, iar care e Diana, da, care era zeiță vânătorii. Pentru ei vânătoria era foarte importantă. Foarte importantă vânătoria. Da. O grămadă de capiteluri avem aici pe partea dreaptă. Da, ia uite. Ia uitați-vă arta, oameni buni. Cum le-au lucrat oare? Decât la asigurare. Deci au măsurat cercetătorii aceste oameni buni. Nu există diferență de un milimetru. Diferență aveau de un... niște șabloane. Aveau un fel de șablon. Care, da, care lucrau, ia uite. Și s-au făcut dantelărie în piatră. Dantelărie în piatră. Hi, how are you? Fine, you? I'm fine. Și salutul acesta, omul, mai ales că vede ecosonul, da, vede ecosonul și atunci își dă seama că nu salut că să mai iau de el, niciodată, da. Asta e Roma, asta e grecească masa. Ați crezut, nu? Au lăsat ok. Super poarta de intrare spre templul lui Artemis, care e Diana, zeița vânătorii, extrem de iubită. Ea era protectoarea orașului Geraș. Aici a apărut iară ceva ciudat. De obicei, romanii, grecii construiesc templele marelui zeu în cel mai înalt punct. Uite, acolo ruinele care se văd în îndepărtare, în stânga, acolo este templul lui Zeus. Marele zeu, da? Sau Jupiter, acolo, da? Iar templul lui Artemis într-un punct mult mai înalt. A dat dovadă, era mult mai iubită această zeiță, având în vedere că le proteja vânătorile și ea era protectoarea orașului Gerasa. Poarta care o vedem și noi. Într-un manuscris care a apărut, spunea că în momentul când veneau pe jos, imediat cum intrau pe poartă, se așezau în genunchi și urcau aceste trepte. Știți câte sunt? Sunt 7 rânduri a 7 trepte. Sunt 49 de trepte. În capătul lor se ajunge în curtea sfântă a templului zeiței Artemis. Noi, când o să ajungem acolo unde e pământul acela, în apropiere aici, începem să facem stânga, începem drumul de întoarcere, oarecum că încolo nu mai sunt obiective, care sunt acolo, am să vi le explic. Deci aceasta este intrarea în templul lui Artemis. Deci totul este din anii 120 după Hristos, 120-220. 120, între anii 120-220 după Hristos. Timp de 100 de ani au lucrat tot. Ce aș vrea să filmez, uite, coloana aia răsucită, așa cum am făcut-o, cu o precizie extraordinară, uite asta de aici. Da, uite asta, torsată, ia uite. Torsată, da. Deci, dar cum au făcut așa? Au sculptat? Da, și îți dai seama, da, era până sus, uite, în partea aia altă, uite-te în dreapta, Sorin. Acolo una mai mare, ia uite. Mai înaltă, mai mare, uite. Uite acolo. Deci era tot așa înaltă. Uite ce ședință de limba. Dar uite ce, v-am spus că aici sunt foarte multe. Serios, și când auzi, imediat ieși pe îi faci cu mâna, el oprește și vine cu butelia până acasă. $7 înseamnă $10. Și are 18,5.
descoperite în Marea Mediteraneană. Da. Cipru, tot așa, ok. De aici o să începem drumul de întoarcere. Încolo nu mai ieri este vorba între Ducumanus de Nord și Strada Cardo. Așa ar fi fost și celălalt, dar acela a avut culoare din granit, da? Din granit, da, la roșu. Are, după cum vedem și noi, culoarele din piatră obișnuită. Ultimul obiectiv în îndepărtare este vorba de Poarta Nord. O să încheia așa. Uitați-vă după aceste culoare încolo, se văd niște pietre acolo, zidul, vedeți? Da. Se vede zidul acolo? Deci acolo vine zidul, uite așa, la Poarta Nordică, merge așa, cam jumătate din acest oraș, sub acele spații albastre, uite așa vine zidul. Apoi vine așa la Poarta Sudică. Acesta este orașul. Deci aici au locuit oamenii obișnuiți, oamenii simpli. Ne uităm acolo, avem niște ruinele, vedeți? Ia uitați, vedeți? Alea sunt băile estice, hamam. Erau două băi acolo și aici avem alte două băi în partea stângă, băile nordice și băile estice. Cercetătorii spun că doar acele băi, dacă ar fi fost în interiorul gardului care înconjoară orașul Gherasa, ar fi intrat Gherasa în UNESCO. Dar asta ar fi însemnat să eliminăm acea stradă de care v-am zis, care e foarte importantă, acea stradă care face legătura. Acum e altă stradă care face legătura între nordul țării și Aman. Și atunci noi n-am lăsat paguba și n-am mai eliminat stradă și a rămas. Prezența băilor, două acolo, două aici, a dat dovadă că era multă lume bogată. Aceste băi sunt foarte costisitoare, sunt foarte scumpe. Cine trecea pe aici cu caravanele? Năbătienii. Năbătienii sunt arabi. Iar arabii sunt foarte interesați de curățenie corporală. Foarte interesați de curățenie. Și atunci plăteau bani grei ca să facă baie și apoi să-și continue caravanele. Fie dus, fie întors, momentul când treceau de aici, motiv pentru care au construit. Să facă rugăciunile. Rugăciunile și așa mai departe. Și atunci trebuia să facă băi. Lăsau bani grei și atunci au făcut două băi acolo și două băi aici și asta. Tot așa spuneau că erau și oameni bogați în perioada romană. Nabatienii nu transportau și fier, minereu de fier? Nu. Nabatienii, tămâie era principalul obiect care îl aduceau, tămâie, metale prețioase, condimente, mătase și alte marfă aduse din India și din Chile. Smirna și așa mai departe. Ok? Aur. Acum, o să ieșim, începem să ne întoarcem de aici. O să intrăm, să văd două porți acolo, vedeți? Cea din stânga, deci ultima de acolo. Pe acolo vom intra. Acolo este amfiteatrul nordic. Hai să vedem frumusețe de amfiteatru. Asta este singura porțiune mai greu de urcat, să spunem noi, dar nu cine știe ce chestie, e scurtă. Nu știu ce. Este mult mai mic decât amfiteatrul sudic, o să-l vedem și noi, da? Acest amfiteatru este pur roman. Când ieșim, o să vedeți pe partea dreaptă cum se vede că este construit piatră peste piatră. Am zis că grecii se folosesc de natură. Romanii construiesc piatră peste piatră. Alți asemeni, grecii pun loja în mijloc. Aici nu avem loja. În schimb, acolo avem, în stânga și în dreapta, vedeți? Ia uitați-vă, scaune speciale sunt făcute pentru înalta clasă. Așa fac romanii. Deci lojele în dreapta și în stânga, nu ca grecii. Okay? Acest amfiteatru, când a fost făcut, nu a fost făcut pentru piese de teatru, piese muzicale. A fost făcut pentru a discuta problemele comunității. Era doar de aici în jos. În perioada romană, cei care conduceau orașul Gherasa erau 12 familii. Cum spunem noi la ora actuală, partide. Ciuma Roșie, PNL-ul, vă dați seama la ce mă refer, ok? Așa. Și atunci, deci, așa erau. Fiecare familie trebuie să fie reprezentată în acest amfiteatru de 50 de oameni care se discute problemele comunității. Deci veneau 600 de oameni. Consilier local, cum ar veni. Cam așa. Și dacă ne uităm pe trepte, se văd acolo niște semne, le vedeți? Ia uitați-vă acolo, în I și B parcă se vede acolo, vedeți? Deci fiecare familie avea un loc unde era așezat. Ulterior a fost mărit un pic, intră în el în jur de 3000 de oameni și a fost folosit și inclusiv pentru piese de teatru. Înainte se făceau piese de teatru doar pentru super înaltă clasă sau vizitatorii de înaltă clasă când veneau la ei și atunci le făceau
sau, să spunem noi, spectacole private. Tot așa este așezat sud-vest. Uitați-vă, începe să apună soarele, s-a făcut umbra. Sonoritatea iarăși este fantastică în acest amfiteatru. Tot așa este un loc acolo unde se pe dunga albă, care o vedeți așa ultima de acolo, este o piatră de culoare gri cu 5 găuri în ea. Nu știu dacă observați. O vedeți? Acolo este locul zero, cum am văzut și noi la amfiteatrul din Aman. Acum la amfiteatrul sudic o să fim jos și atunci o să vă arăt și punctul zero inclusiv în acel amfiteatru. Acesta este amfiteatrul sudic, folosit și în timpul cenacului din Gerăș, care se ține în luna iulie, și atunci tot așa acesta. Dar la acesta de obicei vin, să spunem noi, cântăreții care nu sunt de înaltă clasă, adică care au puțin spectatori, și atunci au loc în cap ei în acest amfiteatru. Ok, acum ieșim să continuăm. Mai avem 4 obiective. خليك لحظة عمونير لحظة خليك معي ما avem 4 obiective. Ma avem templul lui Artemis, zona bisericească, avem penultimul este vorba de muzeu, amfiteatrul sudic, și avem templul lui Zeus. 4 obiective de explicat de acum încolo. Vă rog, ieșim din amfiteatru și mergem în partea dreaptă. Amunir, kevac. Apa 24 din 24. Acesta este templul lui Artemis. Este închis din cauza că tot așa oameni fără scrupule au intrat și au dat cu spray-uri acolo, motiv pentru care s-a interzis intrarea practic în interiorul acestui templu. Acum ieșim din zona păgână, să spunem noi, unde sunt temple, și mergem în zona bizantină, unde avem Catedrala Bizantină și complexul celor 3 biserici. Poftiți! De menționa că Apollo erau copiii lui Zeus. Doar caut. Două temple aici, Zeus și Artemis, atât. Da. Cardo. Tot Artemis era? Acolo poarta. Doar poarta, acesta e templu. Da, acolo era poarta. Da, ia. Da. De ce nu le așează cineva? Sunt așezate, nu cad ele. Nu cad. Nu cad ele. Sunt destul de grele și nu cad. Și sunt legate, adică ele au găuri și jos și sus, și atunci sunt legate cu beton, nu cad. Da. Frumusețe de verde. Acum, în mai, iunie, totul devine galben, se arde tot de la soare, practic, și vin nenorociți și dă foc. Și devine negru. Pur și simplu, se rupe inima. Când vezi, uite acum ce frumusețe, ce frumusețe e, și apoi devine negru. Nu, la noi se întoarce anual cu 10 zile. Da, fix, aici vă rog, intrăm. Intrăm aici în stânga. Acum, de exemplu, anul acesta a început pe 12 martie. La anul va fi pe 2 martie. Apoi va fi pe 22 februarie. Înțelegi? Apoi pe 12 februarie și așa mai departe. Anual se întoarce cu 10 zile. De ce? Pentru că noi avem două calendare. Calendarul creștinesc, când spunem noi 2024, este după, îl punem după ce scriem 2024, punem litera M în limba arabă, vine de la Milad. Milad în limba arabă înseamnă nașterea lui Hristos.
Avem alt calendar. Actualmente suntem în anii 1445, în care avem, punem litera H de la H, da? Vine de la cuvântul Hijra. Hijra este exodul lui Muhammed în Mecca spre Medina. La noi este anul lunar. 1445 este anul lunar. Anul lunar are o 355 de zile, iar anul 2024 are 365 de zile. Din acest motiv, anual se întoarce calendarul, să spunem, după calendarul creștinesc, se întoarce postul Ramadan cu 10 zile. Ați înțeles? Fiind două calendare. Deci 1455, 1445 după calendarul islamic, 2024 după calendarul creștinesc de nașterea lui Hristos. Înțelegeți? În acest motiv, calendarul islamic este 355 de zile, iar cel creștinesc 365 de zile. La noi calendarul islamic este lunar, iar luna se dă după un an de zile, după 355 de zile, iar soarele după 365 de zile. Ați înțeles? Dar în acest motiv se întoarce anual postul Ramadan cu 10 zile, implicit și perioada pelerinajului. Pelerinajul de la Mecca se face la 70 de zile după postul Ramadan. Ați înțeles? Și atunci este pelerinaj de la Mecca. Și atunci se întoarce și acela cu 10 zile. La un moment dat ajunge în iarnă de tot și atunci ziua este mult mai scurtă. Adică ții vreo 10 ore, 11 ore. Actualmente noi ținem vreo 14 ore, 15 ore ținem post, fiind zi, să spunem, ziua mai lungă. Vara, în iulie și ții toată vara, până apune soarele, stai flămând da. Mult. Da. Noi am ținut, deci în vara, în luna iulie și luna iunie, iulie, august, noi am ținut vreo 18 ore post. Da, 18 ori. Să nu bei apă, să nu mănânci, să nu fumezi. Să ai și grupuri, e foarte greu. În acest motiv, eu aștept acum, de exemplu, am întrerupt ziua aceste zile cât am grup, nu am cum. În primul rând, sunt călător și am dreptul să întrerup. Da. Doi, se încleștește gura, da, pur și simplu. Și atunci n-are niciun sens. După post și după sărbătoare, am vreo săptămână liber. Și atunci am să țin zilele acestea. 4 zile o să le recuperez. Și în religia creștină călătorului să permită să treacă peste post. Peste post, da. Știu că se permite, da. La fel, că ele sunt surori. Da. Fără doar și poate. Da. Deci, atenție. Aceasta este catedrala bizantină, făcută în anii 529 după nașterea Hristos, care în anii 614 a fost folosită de către perși ca și cuptor pentru ceramică, unde au ars ei ceramică. Acum, veniți încoace. A apărut lângă această catedrală un culoar pe care sunt eu acum. Ia uitați-vă, acest culoar. Din acest culoar a apărut trei uși. Una, două, trei uși. Fiecare ușă reprezintă o biserică. Aceste biserici comunică între ele implicit cu catedrala. Prima biserică de aici, ușa de aici, este vorba de Biserica Sfinților Cosma și Damian. Cea de-a doua de aici este Biserica Sfântului Gheorghe. Cea de-a treia este Biserica Sfântului Ion Botezătorul. Catedrala 529, prima biserică tot în 529 e făcută, a doua este făcută în anul 530 și ultima 531, adică an în an. Când am făcut noi facultatea de ghiz, am întrebat preoții care ne-au explicat perioada bizantină care e scopul pentru care ar fi fost făcute aceste biserici în acest fel. Au zis, domnule, nu știm de ce. Dar în religia creștină se spune că nu ai voie să faci două liturghii diferite la același zi. Și atunci, de exemplu, dacă era nuntă, înmormântare și botez, să zicem, să poată fi făcută și nunta, să poată fi făcută și înmormântarea, dar să poată fi făcut și botezul, folosind la fiecare câte un altar, că să poată fi făcută aceea liturghie. Dar de ce au apărut în acest fel? Care este scopul? Nimeni n-a putut să dea nicio explicație. Singurul loc în care au apărut bisericile în acest fel, aceasta este zona bizantină. De aici o să mergem drept în față de aici până la amfiteatrul care îl vedem acolo, amfiteatrul sudic. Acolo veți avea o surpriză plăcută. Văzut niște oi care pasă. Văzuși niște oi? Văzui niște oi. Le văzut și eu. Da. Oile sunt rom.
cătură. Da. Pur și simplu n-a pus să apuci la ajută. A apărut foarte mult în zona Vâii Iordanului. Acolo sunt multe ferme și atunci am înțeles că vin din partea palestiniană. De asta e numit și șarpele Palestina. Aici nu e, nu? Nu, aici nu. Deci de când vin eu n-am văzut niciodată. N-am văzut șerpi. Se încălzește. În deșert, cam câte grade? Acum e foarte plăcută. E plăcut, nu? Da, ajunge la 15 grade. Dar trebuie să dai drumul la aer condiționat. Mă refer pe cald, pe rece. Pe rece. Da, pentru că pe timp de zi bate soarele. Și atunci te arde, pur și simplu. Ce frumos! Da. Ce contrast! Ce și români aveau oi. Normal, aveau de toate, să știți că aveau de toate. Dar e un glumă, spun că sunt oi români. Bravo! Deci a apărut cimpoiul în muzica tradițională iordaniană și asta din cauza că noi am fost sub protectorat englez. Din acest motiv a rămas cimpoiul în muzica tradițională iordaniană, ok? Ne mulțumim și noi pentru această strofă care ne-a cântat-o acest domn. Amfiteatrul sudic, observați, este mult mai mare decât amfiteatrul nordic și, desigur, așezat sud-vest, sonoritatea este extraordinară și aici este punctul zero. Aici este, da? Cum am văzut noi la amfiteatrul din Aman, la fel dacă te așezi aici, se aude la fel, cum am văzut și în Aman, dacă ne mutăm așa, nu mai este aceeași chestie, ok? Ok. Deci ieșim, o să ieșim de aici, mergem la templul lui Zeus și de acolo începem să ieșim spre microbus.
Thank you. Thank you. Thank you. Only for No, I don't. Thank you. Thank you. Hi.